Salut, băieți! Ok, o să jucăm astăzi Eurotrack. Salut, salut, salut! Dragoș, salutare! Uite, bine, facem un convoi. Cine vrea să intre, e binevenit. Băieți, nu uitați de concurs. Mă așteptam să se înscrie mai multă lume. Nu uitați de concurs. Ok. Ăsta e concursul. Luminița, bună. Ion, salut. 5-6 euro costă jocul. Bună. Salut, salut! Tobi, uite-te în descriere, dă link, clic acolo și ai să vezi. Am postat și un video și tu mă întrebi ce concurs. Oh, ole. Salut! Nu am spus că nu-mi place Eurotrack. Andrei, salut! Da, asta e camionul. Valentin, salut! Bine ai venit! Bine, bine, un pic moleșit, așa, o să zic. Nu știu de ce. Da, unde sunt? Cristina, bună! Aoleți, bales, ce-am strănutat. Ah, trebuie să mă duc să... Trebuie să mă să dorm. Sunt pe multiplayer, băieți. Europa 3, cine vrea să intre. Deci sunt pe multiplayer. Andrei, ai citit... Păi scrie totul acolo, cum aleg câștigătorul. Citește regulamentul ăla, te rog. Tu mă întrebi cum aleg câștigătorul și ai participat la concurs? Helix, contul e din 2004, dar de YouTube nu m-am apucat de atunci. Contul de YouTube e din 2004, însă eu nu m-am apucat de YouTube atunci. Oh, man, ok, o să dau accept. Stai așa, stai să ajung aici. Uite-te de când am început să postez videouri mai des și atunci o să zici că m-am apucat de YouTube. Neața, neața, neața. Hai că-ți dau acum KNTV. Unde viu? Friends? Nu. Așa. Gata, ți-am dat accept. Ok, Cristina. Spor la LOL. Ok, te aștept. Să băgăm o cursă până atunci. Salutare. Deci vă rog să citeți regulamentul ăla cu atenție. Să nu mă trezesc că o să câștige cineva și nu o să fie valid. Mamă. 1500 km. Hai să luăm ăsta, mergem în Franța. Bigi Blow, salut. Nu e gratis. Mă, am zis, cine vrea să intre, să vină. Europa 3, să intre pe Discord în primul rând. Dacă nu intră pe Discord, n-are ce să caute aici. Să mă duc în Austria, deja am plec, mi-a luat cursă în altă parte.
Opa. Da, Valentin, nu știu ce-i cu Facebook-ul ăsta. E ciudat. Salutare! Bobo, salut! Bobo, bine venit! Mersi infinit! Mersi, Edi! Neața, Antonio. Antonio, vezi că am făcut giveaway, adică am făcut concurs pentru mouse. Uite-te pe Facebook să participi, că iar ai să zici că nu... Hello, my bro, how are you? Hello. Da, mă plin cu abonați. Cine vrea să intre, să intre. George, binevenit. În live-ul ăsta o să joc doar Euro Truck. Nu schimb jocurile pe live. Nu știu cât o să țină, 2 ore. La pe Ștefan. Ștefan, binevenit. Da, ok. Da, mai târziu, dacă am timp, o să fac și Battleground. Nu promit. Boghi Bogdan, binevenit. Salutare, capa. Neața. Bunicul Andrei, binevenit pe live. Capa, mersi. Ok. Pentru băieții care tocmai s-au abonat, aveți un link în descriere. Puteți să participați la un giveaway. Dau un mouse SteelSeries. L-am aici. Ăsta. Vizitați linkul din descriere ca să participați. Deci vreau să se scrie câte mai multe, cât mai multe persoane. Nu vreau să participe doar 10, 11. E păcat, adică, na, cum știți, cum vreți voi. Vă aștept acolo să participați. Adi Racing, ia-ți Volvo că e mai bun. Părerea ta, Scania îmi place prea mult. Olaru Andrei, joc foarte multe jocuri. În ultima vreme mai mult Battlegrounds. Ovi, 27 de ani. No, Helix, mersi. Mersi, Helix. Mersi, mersi, mersi. Nu dau tare, băieți. Merg normal, viteza legală. Da, pe seară, Dragoș, o să jucăm. Rebel Girl, binevenit. Mersi, la fel. Mamă, de ce mi-a luat o pastilă pentru răgușeală? Am răgușit ieri. Dragoș, ok. Spor la raid dacă intri.
Răzvan Turcu, bine ai venit. Bigi Blow, bănuiesc că s-au scos de pe piață, nu mai produc băieții modelele alea. Le găsești doar second hand pe OLX, pe site-uri de genul ăsta. Mersi, Ovi, mersi. De ce nu mergi pe partea ta? Dar pe ce parte merg? Sasha, hello bro! Sasha, ești din Moldova? De ce nu mergi pe partea ta? E Europa 3, băieți! Răzvan Turcu, spor la școală, papa! Antonio, încearcă măcar, adică nu ai colegi, nu ai prieteni, le dai lor, le zici să dea like. Posibil să fac și mai pe seară. Cayenne TV am zis deja pe Discord. Ok, stați așa, intrați pe Discord în primul rând, aveți linkul în descriere. Și ne vedem la... Dar eu mă duc în Paris acum, cine n-are Vive la France, nu știu. În Paris, cine are Vive la France. Cine nu are, vedem după. Salut, Alexandru. Adi Racing, citește regulile, le găsești acolo. Nu sta să ți le zic acum. Da, BGBlow, am toate DLC-urile. Olaru Andrei, nu fac promovări. Bandiții, adică cum să mă ajuți? N-am nevoie, adică ce, cum ai putea să mă ajuți la Discord? Mergi mai tare, boss, mergem legal. No, Adi Racing, dacă vrei să participi, citește cu atenție regulamentul. Te aștept acolo să participi. George, mersi, sunt din Botoșani. Andrei, bine ai venit pe live. David 05, nu cred, am 27 de ani, Georgica. Salutare Strong, salut, salut. Loading, dacă îmi zici ce probleme ai și dacă te pot ajuta, te ajut, bineînțeles. Bandiții, dar n-ai la ce să mă ajuți, intră pe Discord dacă vrei să jucăm. Da, BGBlow, e dulce, nu mai poate. Raul, te aștept mai pe seară, papa. Nu îți vibrează și merge greu, încearcă să instalezi ultimul software de la ei. Dumii, tuber, salut. No, ne vedem în Paris.
Ți-ai luat banul? Wow, strong, urât. Bandiții nu prea fac seara live cu Eurotruck. Lua ding, le downloadezi, frate. Da, pe la 6, dacă o să am cum, o să mă bag la Battlegrounds. Bandiții nu dau moderator. Paul, ce transport? Transport niște lemne. A, fac și squad câteodată, nu tot timpul. Bandiții să fie acolo când ajung eu în Paris. Ok, o vin spor la școală. Da, strong, le-am legat bine de tot. Salut, Denis. Cartofi prăjiți, nu știu, prin oraș, găsim noi acolo, nu-i bai, numai să fie acolo. Salut, Alex Rău, Marian 10, bine venit. Ok, ok, ok. Hai, când ajung acolo, vă bag pe Discord. Nu fac promovări. Și nu mai spama că o să-ți iei timer. Salut, Lover Games. Legendarul numărul 1, Cosmin, binevenit. Salut, Narcii, salutare. Ne vedem la hotel sau la garaj în Franța? Nu-mi place Minecraft. Strong, să te audă Dumnezeu. Da, astea sunt lemne furate din România. Mă, ce răi sunteți. Nu țineți deloc cu România noastră. Bă, sper că nu suflu iar microfon. Stai să dau un pic mai în spate. O, nebună, unde te duci? Sper că mă aud ok. Nu sunt pe Discord, intru imediat, Narcis, să ajung în Franța și intru, ok? Ca să nu dau alt tab acum. Web Gaming, mai pe seară o să jucăm Battlegrounds. Da, Strong, bagă-i pe live. Oricum, eu nu sunt pe Discord încă. S-a optimizat jocul, serios, s-a făcut update, s-a optimizat. Nice, de-abia aștept să jucăm. Ursul nebun, da, copy-paste de la canalul tău de YouTube. Și mai scrii tu ceva acolo, nu știu, un mesaj. Să faci lumea să dea like la comentul ăla, ceva frumos, habar n-am. Și după poți să-i rogi pe prietenii tăi să dea like, share, ce vrei tu. Europa 3. Mihai, salut. Păi am GPS-ul mic, de ce să mai pun GPS-ul mare?
Oh, iRacing, bravo. Europa 3. Bunicul Andrei, în Franța. În Franța, în Paris. Cine vrea să vină, ne vedem acolo. Mario, te bagă în seamă. Ce zici acolo? Da, dar nu sunt pe multiplayer. Da, o să intru la Paris pe Discord, ne vedem acolo. Nu am semnal, nu bate stația până la distanța asta. Aoleu! Oh, n-am zis că e așa... Așa hardcore. Serios, pot să trec pe aici. O să curios dacă mă las să trec pe aici, cu 30 la oră. Sau trebuie să dau cu spatele, da, uite. Nice. Wow, ursul, deci tu nu știi să-ți iei link-ul de YouTube. Aoleu, zbalos. Olaru Andrei, nu te mai ruga să-ți fac promovare, o să-ți dau timeout. Salut, Samson, salutare! A, 80 de FPS-uri în momentul ăsta. Hai să-i dăm un click mai blană, să ajungem mai repede acolo. Georgica, mai parchezi și camionul, mai dau și enter, depinde cum am chef. Da, Angel, știu să joc FIFA. Mario, păi întreabă-mă ceva dacă vrei să afli. Mă descurc la FIFA. Am FIFA 2016, dacă vrea să joace cineva. Da, Mario, mersi. Mersi, Olaru Andrei. Bandiții, dă-ți teleport, ia un quick job, nu mă interesează, eu nu stau să te aștept acolo. Ia-ți un quick job din Paris și aia e. Angel Marian, m-aș gândi la o serie de FIFA, dar știi care e problema? Nu am FIFA 2017 și nu ar vrea să mi-l cumpăr acum, că în septembrie apare 2018 și ce rost are. Europa 3. Cât mai am până la Paris? Unde-i? 25 km. De fapt, sunt la marginea Parisului. Trebuie să intru în oraș. Vreo 50 de kilometri, cred. Adică 3 minute. Salut, Cătălin, jucăm Eurotrack. Ursul nebun, te duci pe canalul tău și dai copy-paste la linkul de sus. Ce e așa greu? Nu înțeleg. Mersi, Dănuț. A, Olaru Andrei, nu știu ce să zic. Valor, salutare. Băieți, vă rog, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vreți să participați la giveaway, aveți un link în descriere și toate detaliile le găsiți acolo. Bunicul 127. Nu, în viața reală conduc un Passat din 2000 și... Conduc, ok, cred. Da, am permis de 10 ani.
Daniel Negru, binevenit! Uite băieți, mi-a ajuns aici. Da, n-are rost să băgăm proștii în seama astăzi. Salutare, Ionuț! Nu știu de unde poți descărca harta României. Da, și vine parcarea, o să râdeți de mine. Sper să-mi iasă din prima. Cam strâmbă. Vede dacă vrea să iaș. Nu, mă gândeam că... A, nu, nu pot să rogi. Da, și trebuie să ai jocul cumpărat, neapărat, ca să poți. Ia să vedem, să ne luăm și noi o cursă de aici. Narcisul, nu intri? Asta că am zis că intru pe Discord, mă. Unde e Discord-ul? Salut, băieții! Salut, salut! Salut, salut, salut! Da, Narcis, tu ești deja aici, nu? Te-am întrebat pe live dacă intri. Salut! Okidoki! Nu, hai să vedem unde găsim noi o cursă. Da, mănânc, sunt mai încolo. Poftă bună! Bă, mergem în Germania? În Italia puteți să mergeți? Mergeți, nu? Da, da. Ok, hai că avem o cursă în Italia de 1000 de kilometri, zic eu, ok. Stai așa, mi-au ăsta negru eu. Așa. What? Ah, nu, nu ia. Deci mergem în Veneția. Cine găsește cursă în Veneția, să-și ia acolo. Hai că vin și eu la voi acolo, că vă găseți amândoi. Hai plecăm de aici, de la ăștia. Și vezi dacă găsești tu, să-ți iei tot un trailer alb, știi? Ca să fie toți la fel. Hai, oricum iau random, că nu contează. Da, da. Îl iei de pe judoia, costă 6 euro. Salut, sunt psi, salut. Europa 3, strong! Europa 3! Europa 3! Și plecăm de aici, de la Translux, cum se cheamă ăștia? Translux? Stai așa. Trade Aux și eu Translux. Plecăm de la Trade Aux. Bărbă un pic, băieți, o secundă.
Gata, eu am revenit, băi, stai să vă dau un pic mai tare. Bunicu Andrei, de pe G2A, te rog, dacă vrei să ți-l cumperi, acolo îl găsești mai ieftin. Pe Steam e 20 de euro, pe G2A e 6 euro, deci eu zic că se merită. Strong, intri și tu? Ești aici? Eu mi-am luat bani aseară. Ah, stai că mi-ai zis până la 6, how? Am intrat într-o depășire și... A, și ți-a dat report, așa, Fast and Furious? Nu știu, cred că era adminul pe acolo prin zona și m-a văzut, era poluat. Bine că mi-a dat decât pe o zi, dar... Ah, oh, nu e grav. Ok, nu știu, mai vine cineva? TV Prank, saltare, Denis, salut! Nu știu, dacă Narcisescu vine după ce mănâncă, deci putem să-i dăm, nu? Așa, stai să arăt pe unde merge. Hai că avem numai europeană. Nice. Și un pic de autostradă. Mersi, Dumi Games. Ok, prin Reims. La intersecția pe autostradă dintre Bern și Zurich, Milano și Verona, Veneția. Mergem la Veneția, ne plimbăm cu barca. Stai așa că nu m-am uitat. Pe sus, pe acolo? Da. Sau să cobor prin Bern și după... Uite, mai bine cobor prin Bern pe aici. Nu? E ok și așa. Stai că mi-a frecat un pic. E frumos între Berna și Milan acolo că sunt serpentinele alea. Păi Berna pe... acolo se... Da, da. De la... Hai că am setat așa. Serpentine pe acolo. Uite și după mai este de la Milano la Zurich, mai sunt serpentine, dar este de pe aici. Ha! Calinger, de salut, bine ai venit. Am văzut Carlito a stat aseară până la 1 și ceva, nu? Mai ești? Da, a fost, da? Propulea. Poftim? A fost, a ținut și el live-ul după a fost la Propulea. Ok, ok. Mamă, eu singură dată am făcut până la 1 jumate și eram roboțel. Tu deja ai luat-o înainte. Da, am uitat, m-am dus prea blană. Păi eu schimb totdeauna, schimb prin 2500 de ture, știi, și de-aia se duce așa. Nu poți să limitezi să schimb pe verde? De la care producător mi-am luat de pe G2A? Cel mai ieftin. Care era cel mai ieftin ăla am luat. Dar oricum o să trebuiască să plătești și shield-ul. Dacă vrei și ai încredere, poți să trimiți mie banii și ți-l iau eu, că eu am shield-ul activat toată luna. Ca să nu mai plătești tu 3 euro. Acum, cum vrei tu. Narcis, zici că pot din setări? Hai că o să mă uit mai când facem o oprire ceva. Mergem, nu știu cât, aici autostradă? Hai cu 100, mergem pe aici. Sunt din Botoșani, bunicul Andrei. Dar n-a, poți să trimiți bani, nu știu, pe card, pe PayPal, pe ce vrei tu. Gata, i-am pus la 100. Da, băieți, nu uitați de giveaway. A postat soția mea acum pe chat, așa că... Nu trebuie să plătești nimic pentru giveaway, pentru ce se mai cheamă giveaway.
Aici facem bucla asta. Salutare Corleone, bine, Eurotruck. Între Zurich și Bern este fix la mijloc, trece autostrada printre ele, acolo dacă vrei ne aștepți. Paul, salut, să ai o zi faină, papa. Pavelica, este un joc super ok, trebuie să faci livrări. Ești tirist, cum s-ar zice. Vedeți că avem de aia. Cred că putem să trecem cu 30, da, pe aici, în dreapta, cred, sper. Sau nu? Nu. Aules, baules. I-am dat una în frunte la camion. Cristina, mai pe seara. Mai pe seara, băieți. Au optimizat foarte bine Battle Royale, de fapt. Da, serios? Da, îmi face diferență mare de pe PS. De-abia mai că mă face să mă joc Battle Royale. Hai că merg 60 până veniți și voi. În Veneția. Narcis intră și el acolo și la joc. De ce nu pun cutie în 6 trepte? Pentru că am în 12. Style Dani, salutare! Game Show, salut! World of Trucks, te joci multiplayer. Hai că-i dau cu asta. Poftim? Sunt niște băieți aici în camera de așteptare. Dar cine sunt? Da, așa până la nimic. Da, Ștefan. Da, tragem pe Ștefan. Și mafiotul. Mafiotul nu știu dacă intră. Salut. Salut, Ștefan. Așa ești mafiotul. Mafiotul, ești aici? Ne auzi? Bă, nu știu, am o problemă cu driverul ăsta de la Logitech, că nu mai merge volanul. Nu ai garanție? Volanul cred că da. Păi dacă face figuri, îmi trimiți în garanție. Dar nu, că nu face figuri volanul, gen pe Eurotrack merge, dar nu mă lasă să-l fac să se învârte ușor și nu-mi zice gen la pedale care e frâna, care e accelerația, acolo la control. Ma? Ai selectat acolo volanul și alea? Da, mă, e ceva din driver, nu știu naiba.
Da, eu instalez și instalez iar. Asta am făcut acum, să vedem. Da, Cristina, de ce să nu fie? Mă duc până la baie. Ok. Salut, Rage King, salut, Răzvan. Ia uite-l pe ăsta. Prostano Antonio Bafta. Da. Da, jocul e la ultra. Băi, vlog, salut. Opa, m-am lovit un pic. Myself Gaming, uite bine. Strong House, trage și pe mafiotul că intră și el. Acum altă. Dreapta aveți aici. Gata, e aici. Ok. Cristina nu este România pe multiplayer, din păcate. Ne facem necunoscuți pe Europa. Da. Noi livrăm numai în Europa. Mergem cu 90 pe națională. Ce bine conduci, mersi! Da, Cristina, am mașină în viața reală. Aici. Da, te-a tras mafiotul, ești aici cu noi pe Discord. Cristina, un Passat am din anul 2000. Break, mai e și Ștefan X aici, am trag. Da, da. Hey, Akshay, I'm chilling a bit, playing some Euro Truck. Oh, deci de-abia aștept să fac, să văd cum merge Battleground-ul. Andrei, salutare! Am descoperit și un trick cum să aterizezi mai repede, m-am uitat pe YouTube la un. Cum? Ai văzut că e dunga aia albă în partea din stânga. Ah, acolo da, dacă e... Și trebuie să o declanșezi tu singur înainte ca să nu-ți mai facă vâcul ăla să te tragă în sus. Ah, deci declanșezi un pic înainte? Da, cu o secundă înainte să te atingi. Nu știu, se aude cineva foarte încet pe Discord, așa, o voce. Aoleu, deci Ștefane, te auzi low de tot, adică nici nu te înțelegi. Foarte încet, foarte, foarte încet. Da, mă, uite, l-am reinstalat și îmi zice no device detected. Încearcă să-l scoți, să-l pui înapoi, să dai și restart la PC, nu știu. Dar de ce mă aud așa, de ce nu înțeleg? Acum te auzi un pic mai de tare, da. Intră la setări, la voice și acolo ai undeva să reglezi una alta.
da, tot emis, mă, tot emis pe high input volume. Stai, poate te-am dat eu încet, voi l-auziți bine sau un pic mai bine? Nu, eu l-aud ok. Eu l-aud ok. A, înseamnă că te-am dat eu poate un pic mai încet. Asta cum mă uit acum și când oprim, ok? Pot veni și eu pe ce Europa sunt? Da, mă, în Europa 3. Poate și... fac și un live, știi, și de aia. Da, 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 bine. Cu cea mai mare plăcere, noi, plăcere. Noi mergem la Veneția. Nu știu exact unde suntem acum. Pe ce buton schimb GPS-ul ăla să văd mai cu zoom out? Am uitat pe O. A, F5. F5, F5. Ce am făcut? Am apăsat pe O. O, ce face? Girofarul. Girofarul. F3 zis. Nu, F5. Deci, dar nu, eu vreau GPS-ul ăla de la mașină. Da, Europa 3. Nu, ăla n-ai cum să-l faci, ăla rămâne mereu. Ba da, ba da, ba da, ba da, mi l-au făcut băieții, mi-au zis ce să fac. Narcis aici. Mi-a zis băieții, sigur. Tudori, mersi. Pe P, pe... nu mai țin minte. Nu știu, eu făceam doar la Volvo, la F16. Atât știam eu. Nici la ăla nu știu parcă. Mersi, Fedor. Lucian, Oana, bună. Bă, mă bucur că văd că merge și Eurotrack acum, destul de ok pe live. Chiar merge lin, tare, da. Tu când ți-ai luat calculatorul, ți-ai luat și ventilatoare în plus sau? Numai nu le-am avut de la carcasa asta care o am. Ah. Dar, dacă n-ai ventilator, măcar în față să ai acolo jos, știi? Măcar acolo să ai ventilator. Ca să da, stragă aer mai bine. Vreau să-mi fac și un PC, știi, și... Când? Nu am che... Nu iau unul gen deja făcut. Că no, dau prea mult bani degeaba. Mai bine dai 60 de lei în plus pentru să ți-l facă, să ți-l asamblezi băieții de la PC Garage, dacă nu știi. Să ți-l asamblezi singur, știi, sau dacă n-ai pe cineva. Gen, eu... decât să dau 60 de lei la aia de la PC Garage, mai bine mă duc la unul de aici din oraș și îl dăm cum îl face mai ieftin. Nu, no, sau îi zici lui să vină la tine acasă, să nu el, tai lui sau... Îmi trebuie motorină? Da, îmi trebuie motorină, mersi că mi-a zis băieți. O să punem acuși. Olaru Andrei, intră și pe Discord dacă intri cu noi. F5, nu F5, mă. Salut Happy, scuze. Mamă, deci după zilele astea cu Battleground chiar aveam un pic nevoie de Eurotrack. Pepsi? Da. Ia spune-mi un pic, pe unde e Veneția? Nu găsesc. Veneția e în Italia, chiar în nordul Italiei, aproape. Stai cu mine. Milano, Veneția, parcă așa era. Chiar în nordul Italiei, da. Hai că vin și eu acum. Berlin, nu știu dacă văd aici. Jos, în josul hărții. E în jos? A, da, Italia e în jos și... Uite, Milano. Da, și în dreapta e Veneția, parcă, nu? Nu, Verona, Veneția. Verona, da, și Veneția. Vai, cât am fost. Marele mafiot, nu știu de ce nu ți apare, ai contul privat. Dacă e gen zi, mă așteptați un pic acolo? Da, te așteptă 5 minute. Că nu durează așa de mult, că până ajungeți voi în Veneția, eu sunt la jumate. Dar nu poți să te... n-ai garaj? De fapt nu, merge, auzi că avem 600, deci ca să nu te plictisești să stai acolo să ne aștepți, mai bine îi dai. Ce tiram, un Scania? Nu mai am chef să fac niciodată. Mihai Șerban, binevenit. Da, cred că te-am dat eu încet, băiții au zis că te aud foarte bine, deci e de la mine. Am juc acum mai tare, știi, și de aia cred că te aud încet. Da, la următorul break o să oprim, că n-am motorină, spăroșcu.
face în stânga aici. Cred că merge cu 90. Da, merge. Să ridic axa de pe spate, dar nu trebuie să stau pe loc ca să o ridic. Merge să nu pe spate. Pe ce? Pe U. Bă, nu știu, a ridicat-o, nu a ridicat-o, nu scrie nimic. Ce grafici faine are asta. Sergiuțu, mersi. A fost bine realizat. Da. Da, de racing, bagă niște motoare în repede. Da, Denis, am și pedale. Pe update-ul de la Vive la France acolo să vezi peisaje ce ai făcut. Păi nu știu, dacă l-aveți, mergem acolo. Eu chiar nu m-am plimbat deloc în Franța. Abonați-vă la Pepsi! Mersi. Cel mai tare. Ștefancic a ieșit din greșeală, strong, îl tragi tu? Sau lasă că te trag eu acuși când alimentezi. Îmi dai un link? Ce link să-ți dau? Andrei Versace Gaming, mersi. Nu mai au de oră, trebuie și pe mergem în Veneția, băiți. Da, motorina, și ce să-i fac eu dacă nu dau de Peco? Ce pot să-i fac la motorină? Cred că s-ar putea să nu ai noroc în următorii 100 de kilometri. Să-i pui apă. Pot să-i dau mai eco, îi dau cu a 12, mă, de ce merg cu a 11? Dăm cu a 80, băieți. Hai că mai am și eu așa. 80 cu a 12, ca să merg și eu eco. Câți kilometri mai aveți până la Veneția? 85, de fapt, că sunt turat dacă merg așa. Na. Hai că vin eu cu Volvo ăla al meu. Mariu, salutare, respect, binevenit! Respect, Marius! Ok, ok, webboss, ok. Fain viața de YouTuber, așa-i? Pepsi. Obositoare. Acum depinde dacă faci live-uri sau postezi videouri. Da, da, și dacă ai mulți abonați și te susține. Da, da. Snoopsy, plecăm din Veneția. De acolo plecăm. Trebuie să-mi iau și eu al monitor. Stâng aici. Gen am din ăla pătrași, ca pe vremuri. Bine, și ăla. Da. Opa. Fără flicuri. Mi s-au strâmbat pedalele. Ați trecut de Bern? Nu știu exact. Că nu, nu pot să văd, dar mă oftică faza asta că nu pot să vezi. Adică ați intrat pe național? Intrăm acum. Acum nu, intrăm pe autostradă, vă, că facem dreapta și intrăm pe autostradă. Suntem aproape în dreptul lângă Zurich. Suntem lângă, da, lângă Zurich. Dreapta aici. Da, că eu sunt Zurich, n-am, aveam... Mamă, dar ajung oare în Zurich sau cu motorină, merg în Zurich? Aici, apați imediat. Oh, nice. Nu joc GTA 5, băieții. Ai plictisit. Da. Corect. Snoopsy, intre pe Discord. Pe Discord ai link în descriere. Și acolo vorbim tot timpul. Face dreapta, o să o alimentez și eu. Dau un pic alt tab să văd cine mai intra pe Discord, în Slack, pe Ștefan. Ștefan X, tu te auzi încet, nu? Eu nu mă aud încet. Okay. Mă aud încet? Da, te auzi încet acum. Te-am dat mai tare și tot așa te aud, de-aia zic. Tot încet mă aud. Hai că e ok, e ok. Da, Europa 3, e bine, e bine. Căștile Razer, mamă, ce mă ce căști? Razer,
Care? Kraken 7.1? Da. Păi trebuie să umple de acolo, de la Razer la microfon. Păi dar nu știu cum, că de când... Astea le-am avut și eu înainte să le-am peste. Și eu aveam și voi, și eu am niște Razer și se aud foarte bine și microfonul se aude bine. Stați un pic. Da, mă, gen, dar nu zic că nu sunt foarte bune, gen, nu știu, ce nu știu, numai pe Discord nu mi se aude. Îți iau iurea la microfon, adică le reglezi, da, ba, da, se aude tare, ba, se aude naș, ba, ba. Da, cum? Nu, hai să mergem. Sergien, mersi de subscribe. Petru, saltare. Uite bine ce să facem. Jucăm Eurotrack. Cum faci rost de Eurotrack? Păi strângi 40-30 de lei și ți-l cumperi. Cam așa faci rost. Ce întrebare. Sau dacă nu vrei să joci online, îl downloadezi de pe vreun site. Numai eu mă uitam la alți youtuber gen și nu știam că naiba, știi, nu mergea, nu știam acum nu știu cum s-o pus 2-3 ani. Salut, Petri. Salut, ce să fac, jucăm Eurotrack. Eurotrack apă Europa 3? Da, da. Nu dau moderator, băiți. Ah, stai să accelerez și eu. Până la cât ții live-ul? Nu știu, vede. Ok, boss. Că nu știu, adică... Am aici eu că-l țin până la 11 și am stat până la 1 jumate. Ce fain e să fii adult. Nu? No? Da. Mă, să știi că e fain să fii și copil. Păi dai ce copil, frate, în școală, îți bagi piciorul în ea școală. Progenitor. Când ești cu după aia, după amiază e liber. Păi da, mă, dar după amiază aia trebuie să faci 1000 de teme, știi? Nu să stai pe calculator și să faci live. Nu, aia e. Și ideea e. Dar cât îți ia să faci temele alea? Pe vremurile tale, scuze că te-am întrebat. Da, da, zi. Pe vremurile tale zi, nu cred că era așa de multe teme. Bă, vei! Dar eu știi ce făceam? Hai să recunoaștem. Dar știi ce făceam eu? Pun pauză, ticule. Vorbeam cu colegi, veneam cu jumătate de oră înainte la școală, dacă era clasa liberă, intram în clasă, făceam teme, dacă nu mă asculta, nu afla profa, nu m-a se uita așa un pic. Care crezi că fac eu mai nou acum? Exact așa, mi se pare cel mai simplu. Cel mai ok e să le faci acasă, dacă ai răbdare. E mai important de pe live la Pepsi, nu? Faci un convoi acolo nu. Și gata. Ce mai? Petre, nu ai întârziat mult. Dacă de o oră am început live. Dacă rămâi corigent, te bate, mă, dar nu. Ce? Mă, dar vei, nu trebuie să ajungi la corigența ei. Ne vedem la toamnă. Vin și eu într-o zoriș sau? Hai, uite, vezi? Venezi. Uite ce zice și Marius, când nu mai ești copil, plângi după copilărie. Depinde, stai da, pic. Stai, că acum nu mai este copilăria care era înainte. Deci eu când eram mic, când n-aveam telefon, n-aveam nimic, adică stăteam pe câmp. Stăteam zis, așa ca toată lumea. Stăteam pe câmp și urlam. Jucam fotbal pe Tarla, pe Imaș. Păi, da, și dacă nici acum nu erau calculatoare, ce făceai? Mai făceai live, nu? Da, știu, ideea nu. E Rafael. Nu. Da. Ideea e următoarea, că oricum dacă și pe vremea mea erau calculatoare și telefoane, același lucru ar fi făcut și eu. Da, posibil. Nu zic dacă aflai de ele, dacă nu te lăsa mămica, mai era altceva. Gen, verișoară mi are 3 ani și știe să downloadeze jocuri, nu? Aolo, pă, eu la 3 ani nu aveam la... niciun telefon. Auzi, la 6 ani zi face live. Cum da. Să facă live? Ai Raul, mă, e Raul. Scrie pe el. Generația internet. Da. Câți kilometri mai aveți până în Venezia? Eu mai am 400. 650. Mie mi-a dat 643. De dacă ce? Dacă cu ocolire. Da. Când da, poate iei dacă cu ocolire, da. Undeva mai aproape pot aștepta? Da, stai așa, hai să oprim un pic să mă uit pe hartă, să vedem pe unde trecem. Frâna... Bagă-te-n văd.
Așa greu să ține frâna? Nu, dar la ce ai sensibilitatea tu, Pepsi, la frâna? Nu mai știu, să mă uit. Deci acum suntem în Bern. Ne întâlnim la Milano. Trecem prin Milano. Da, sunteți în Bern acum. Da. Deci nu mai veniți la Veneția. Eu, ba da, din Milano venim la Verona și Veneția. Dacă vrei ne aștepți la Veneția, dar mai mult de așteptat, ai idee. Păi da, deci la Milano, la Verona, ne putem întâlni, da. La Verona, că sunt chiar aproape. Bine, așa, nu dau moderator, băieți. Ideea că avem serpentinile astea și o să dureze un pic. Ne întâlnim la Verona la service? Sau? Da, da. Ok. Numai să-mi aduce aminte, bă, de mă duc înainte. Uite, și Snoopsy, bă, că a intrat aici. Snoopsy, vii la Verona, la service. Hai. Opa. Stai că am oprit motorul, mă duc în spate. Hai că eu am 260 de km. Stai că acum vin. Uite, mă, mi-am pus pe un buton la volan ca să schimb zoom-ul la GPS-ul de la camion. Da, am văzut acum pe lești. Mm-hmm. Pepsi? Da? Faci promovări? Nu, fac acum Ștefane. Adică, eu zic că nu are rost să fac acum, când merge și mie bine canalul, știi? Ok. Raiduri așa, una alta, mai fac. Da, și cu raidurile, cred că o să las mai moale, nu sunt fan. Da, vă înțeleg și pe voi, că vă pierdeți din abonați, dacă ești. Nu, adică nu, mi se pare aiurea să le zic eu la băieți, duceți-vă acolo și... Și abonați-vă, da, să nu fiți activ pe canalul lui. Da. Cam ceva gen, duceți-vă și abonați-vă și gata. Ca abonările alea reciproc. Ce m-am prăbușit. Europa 3, Petre. GLV, salutare, mersi frumos, o trăiești și tu 1000 de ani. Mama, minus 900, dar sănătoși. Poftim? Mai n-o să ia pe centură, mă duc prin pădurea. Uh-huh. Fiecare pe drumul lui. Mihai Elegant Games, salut. Am noroc că e joi azi. Bă, mi-am luat o cameră ieri, la 2 milioane, un fel de GoPro. Așa, cum se cheamă? Evolio. Așa. A, băi tot. Păi și-ți aude ca dracu microfonul. A, bine că mi-ai zis, că și eu vreau să-mi iau una să fac. Și am un SG4000, parcă și tot așa microfonul, nu e wow. Da, mă, dar la mine când vorbesc un pic mai tare, se aude, pai leu. Eu sunt la serviciu în Veneția, mă aștept. Ok, păi eu cu... Eu cu action cam, camera am ca webcam, trebuie să-mi iau un webcam. Webcam? Da. Ia dacă iați un C920. O să mă uit pe net, să citesc niște review-uri, să văd care-i mai ok. Alia să mai pun, adică gen tot ce tu faci, parcă. Ceva gen alia, C900, ai ce mă disperă chiar. Da, wow. Spre Veneția avem niște serpentine pe aici. Ai luat o pauză să te depresurizezi? Și eu am luat o pauză de la Battlegrounds, tot pentru asta. E obositor la ochi. Ah, da, e obositor și... Poate-mi vine norocul înapoi. Puțin după 4 ore de Battlegrounds, mă stroke, simțeam nevoie să-i să fac. Plus că ea trebuie... Da. O întrebare mică, dar tu nu lucri? Poftim? Tu nu lucri? Bă, da, lucrez, fac editor video și foto. Chiar trebuie să fac un botez până duminică. Mhm, am priceput, ok. Voi din ce parte veniți? Dinspre Milano, nu? Da. Eu vin... Stai să... De ce e Geleven? Adică? Și cam pe unde sunteți de acum? Că vin și-o cu voi. La serpentinele alea? Venim, da, de la Berno. Coborăm. Deci ne întâlnim la Verona? Da. Verona sau Milano? Cum, cred că ajungi la Milano dacă vrei. Nu, eu ajung la Verona, dacă am drumul spre Verona, știi? Nu pot. Ar fi să mă întorc înapoi ca să fie la Milano.
Mamă cât am până în Veneția. Da, stați așa că mă sună cineva, cred că trebuie să mă duc să pun un colet bărbă un pic, stați un pic. Da, sunt de poate ajung și eu. Când te opri bine. Deși ne ajungem până atunci. Vezi că nu te opri bine deloc. Eu vin acum spre Milano. Eu vin spre Verona. Mă aștept. Ai fain battlegrounds ăla? Nu știu, o, n-am o chestie mai ca la H&M. Băieți, revin în 3 minute, mă duc să trimis un colet ăsta. Bine, bossulică, respect. A, că am uitat că ăsta doarme. Pișeam așa. Kilometri mai aveți până la Milano sau Verona, nu știu. Eu m-am încă 800 și ceva. Aoleu. Eu sunt Germania. Cine e 700? Mai e ca lumea. Da, păi vin fără remorcă. Păi da și eu tot așa. Stiri puternic, nu contează. Eu aveam vreo 700-800 ceva gen. Eu merg 160 pe autostradă spre Milano. Ce? Am level ăsta de. Ce camion ai? Ai, să-mi bag. Volvo ăla vechi. Să nu zici că mi-e blocat joc, că mă piși pe el. Și nu ți-ai dat nici salvare, așa-i? Nu, no, că e vorba de salvare, că de-aia mă vedea că n-am salvare. Tot acolo mă dă. Da, mi-a dat not responding. Băgam ești. Stai că acum de. Așa, bun, am închis. Cum? Aleu! Damage am, ești prost. Eu n-am deloc și am dat 160. Eu am 50 damage. Așa, ce? Mama, ce scaun de gaming am să-mi bag. Din ăla cade pe vremuri. Scaun de gaming varianta de lemn, nu? Da, nu chiar. Din ăla de burete. Eu am de la Ros, dar nu prea-mi place. Și din ăla mic, mă, știi, de spatele mi de dor. Aoleu. Știi cum? Păi eu l-am de gimmick, dar nu-mi place, adică mă doare curul după vreo 3 ore. Eu am de la cu plasă pe spate. Gen, dacă vrei, poți să mi-l trimiți mie, că nu mă supăr. Nu, nu, lasă. Nu, îmi face plăcere să primesc colete, dacă vrei. Lasă, lasă. L-am de 2 ani, bă, și când l-am luat, țin minte că am dat 25 de milioane, frate. Maa, și acum ai 12. 10 milioane. Bă, și acum e de 3 ori mai ieftin, dracu. Bă, de 2 ori mai ieftin, poate. 2-3 ori pe acolo. Cum să fie de 3 ori? 12 împărțit la 2, cât e? 25, pardon. Da, așa, mă gândesc că nu prea le-am. Dar nici eu nu am cu matematică. Păi, tocmai de aia ziceam și eu că nici eu nu prea. Hai, eu am de să dea dormire aici. Asta. Ce ai? În gen să dorm, pune că mi-a obosit caracterul. Dar dezactivează simularea, oboseală. Asta stai. Bă, știți care e cea mai grea materie? Geometria. Mod de joc, unde cui, că nu mai știu. Știți
care e cea mai grea notă de luat? La da. Școală? Uimește-mă. Zi, nu știu, zice și voi. De ce, pana mea? Pana mea e 5, fracă, nimeni nu prea ia 5, știi? Am mort că n-ai luat până acum niciun 5. Am luat, dar... nu. Mai leu în capul din primul... deci eu, primul test dintre a 7-a, am luat 4. Ce să-ți fac aici? Bă, man, majoritatea zi, majoritatea au sub 5, știi, sau peste 5, rar. Dar tu în ce clasă ești, nu? Eu? Nu, tu, nu, Ștefan ăsta. Dacă zi pe ce clasă s eu, ți-am mirat la. Pe a 6-a. Aleu. Pe 6-a e nota 5? Aleu, nu ești bine deloc. Băi, mâncați ești blata, eu sunt pe a 11, pe a 10 de fapt, nu știu. Și de-abia iau 5. Și eu sunt pe a 7. Bă, stai așa, n-am zis că să zic că am luat 5. Am zis eu cumva că am luat 5. Am zis că cea mai grea notă de luat 5. Am mort și-au pus la... Dar bă, să bine, am înergat. Vezi să nu rămâi corigent, eu atât zic. Nu rămân, fra, dacă m-am luat bursă până acum, bănuiesc că nu-s chiar așa. Cât ai bursă? Ce? E bursa? 2.600.000, aici în Sibiu. Ești din Sibiu? Da. De unde din Sibiu? Acum vrei să... din Sibiu, Sibiu. Unde-i centru în Sibiu, știi? Centru? Da. Am și niște unde acolo. Da, unde stau? În tot, în centru, nu mai știu cum e zice la zonă. Da. Eu, normal, sunt din Alba Iulia, da. Eu sunt Botoșan. Cine? Eu am mai fost prin altă zi. Cine mai e din Botoșani? Pepsi. Serios? Da, Pepsi e din Botoșani. Ați venit careva în zi în Verona? Eu no. Sunt în Milano. Noi momentan stăm. Ah, okay. Bă, unde sunteți, mă? Dați-mi exact pe mapă, că vin... între Berna și Torino, pe serpentine, la un sfert. Eu mă duc să-mi iau oră. La Peco ăla de acolo, din mijloc. Și vă aștept aici, la... nu, între ăla de sus și ăla de mijloc. Hai că vin acolo. Vin tot cu 100 și cea, la oră. Vin fără remorcă momentan, când ne întoarcem înapoi, eu am remorcă. Am asta zi, de stădeai aia zi, frâna mai tare. Ia. La mod de joc, intensitate frână. Da, da, eu le-am pe engleză, stai așa. Bă, deci eu conduc doar cu o mână și m-ai pus să apăs pe buton și era curbă. Mamă, ce derapează tilul să-mi trapă al meu. Da, mă, știu și mie, ia uite, m-am urcat pe parapet. Mi se nu mă întâlnesc cu careva pe aici. Am 130 cea. Apasă tab, vezi dacă vine careva. Bă, nu știu, după părerea mea, un Volvo cu 750 de cai ar trebui să se ducă mai tare de 160. Are joc. Bă, nu știu cât. Nu, zi, ce să zici. Eu nu fata mea. Adică o mașină cu 750 de cai. Aia de aia fă diferent între greutatea la tir și greutatea la o mașină. Păi cam cât are un tir? Vreo 11 tone, nu?
Mai mult. Pe 20. Mai mult. Abia are mașina 8, nu? Ce 8, nu, mă, Tone, ce mașină? 9 tone, are mașină. 2, 1, nu știu cât dracu. 2 tone, cred că are. Care dracu mașină să ai pe 9 tone? 2, 3 tone, maximă mașină. Ia uite-te la mașinile blindate de la armată, câte tone au? Aha, gata, băiți, ai revenit, îmi cer scuze. No problem. Am am și uitat de ăștia la fancuria. Ok. Hai să-i dăm. Pepsi, o va aștepti aici, la service chiar. Mamă, dar ai alergat, Pepsi, ce trebuie ai făcut? Păi de la poartă până sus. Viața de YouTuber nu te face să mai faci niște sacrificii. Ok, iar îi dau blană. Aia 700. Eu vin spre voi. Bine, dă-i. Am avut un iPhone 5 care e stricat și l-am găsit să-l dau pentru piese. Și cât e pe el? 200 și ceva, de rol. E ok. Da. Dar dacă îl repara și îl vândeai, cred că mai e bine așa. Ideea că l-am cam stricat eu de tot, cumva, adică... Mi-am dat comandă din China de o carcasă, gen care îl făcea iPhone 6 mini, știi? Și când a trebuit să mut toate din ăla vechi în ăsta nou, s-am cam bulit display-ul, un alt. Și n-am mai stat să mai dau comandă de alt display încă un milion. Vlăduț, mersi. Da, bineînțeles că se poate juca și pe laptop, acum depinde ce laptop ai. Eu am cu Intel Celeron și îmi duce TGO de aici. Da, no, deci, ok. Duce și Eurotrack-ul și CSGO. Nice. Și da, tu ai probleme cu PC-ul gen pe Eurotrack? Nu, nu cu PC-ul, cu OBS-ul. Pe cu OBS-ul și eu tot la Windows 10, Windows 8, nu m-am probleme. Fiindcă, nu știu, eu acum... te-ai dus de la Windows 8 la Windows 10? Da. Și eu am o probleme, am instalat Windows iar. Mihai, salut! Si, de la Windows 7 la Windows 8 și de la Windows 8 la Windows 10. Și ce n-am observat că, si, Windows 8 și Windows 10 consumă foarte multe resurse. Da, știu, Windows 8 este Windows 7. Gen, dacă ai un calculator foarte bun, da, poate merge Windows 10, dar... Dacă ai un calculator gen ca mine... Teoretic, Windows 10 ar trebui să mănânce cele mai puține resurse. Nu. Mănâncă cel mai mult, care direct. Cel mai mult, da, exact. Eu unul am făcut update de la Windows 8.1 la Windows 10 și mi-am bulit tot. Nu mai mergea CSGO-ul, care înainte aveam 400 de FPS-uri, mergea cu 60-80. Am zis că ce dracu. Am instalat driver, am turbat, nu mai știu ce să fac. Am zis că îmi bat piciorul și instalez iar înapoi, mă piși pe Windows 10. Eu cu Windows 10 am pățit tot așa, am făcut update și nu mi se mai auza nimic în căști. Nu mai merea placa audio. Îl văd pe Black Life aici. Acolo? Pe... Da, da. Oh, nice. Nu, e la un... la Peco, da. Păi da mai în față sau vă aștept și eu aici la Peco? Cum vrei? Hai că-i dau în față. Seara e frumos să piși pe serpentinele astea. La voi plouă, la mine plouă. Și la mine... În joc sau? Da, în joc, în joc. În joc, aici ai soare la noi, la persoană. Da. E fain. Hai că am cumpărat și zi și un din ăsta. Salut, Robi. Uite, vă văd, gata, mă opresc aici. Poți să întorci. Câți cai are Scania? 540, dacă nu mă înșele. Câți suntem în convoi? Momentan 3, mai sunteți voi 2 sau 3? Am 590 de kilometri și ai Alex Games, nu înțeleg ce zice acolo. Thank you.
Hai că-i dau ce acum. Salut, Raul. Un PC gaming până în 150 ron? Nu, când ajung la destinație. Băieți, când ajungem la Veneția, luăm o pauză de 10 minute, ok? Da. Dar mai bine mă să fumez și o țigară. Da, numai bine, mă duc și eu să mănânc. Și eu, că și eu trebuie să mănânc. Cât aveți? Cât ai căpții? Eu ies din Eurotrash. Cât am ce? Viteză? A, oricum aici nu pot să ții constant, că serpentinile. Așa că păstrați distanța. Ia stai până atunci că mai faci eu n-am treabă ceva, că poate fac și eu un live, nu știu. Da, mă. Dar tu ce pisie? Să fac și eu 70 de abonați. Ioan, mersi frumos. Da, tu ce pisie ai, mă? Cine? Nu, ăla, Ștefan. Mai slăbus, dar îmi duce. De când fac live genul ăsta, ce se cum duce în 160 de FPS-uri. Mie venene să dau drum. Am canalele făcute. Costine, salut. Da, da, da. Pepsi, o întrebare. Da. Cine te-a întâmpinat să faci YouTube sau cum ai aflat? Da, știam foarte, foarte mult timp de YouTube, adică... Nu știu, în primul rând... Cine? Nimeni. Eu am zis că fac live stream, că nu, teoretic ce fac eu aici nu e YouTube. La YouTube e ăla când postez videouri și eu mai mult fac live-uri, știi? Pe viitor o să postez și eu videouri, adică, da, momentan nu stau să editez foarte mult. Înțelegi? Și am zis că, frate, dacă tot mă joc, de ce să nu fac și live stream? Bine, când m-am apucat de YouTube nici nu vorbeam, nici... Da, nici nu s-a uitat nimeni ce-i drept, știi? Ce dracu, vorbesc singur la monitor? Așa e la început. Da, cum ai ajuns așa? Cum am ajuns, cum? Cum ai ajuns la 2000 de abonați? Răbdare. Foarte multă răbdare. Cam cât ai stat până la 1000 de abonați? Cam cât? Mă, nu știu, trebuie poți să te uiți pe live-uri. Dai înapoi și te uiți, că chiar am acolo, mă uitam aseară live când aveam road to 350 de abonați, știi? Oh. Pe la live-ul 20 sau... Bine că până m-am ordonat, să zic un pic, că înainte făceam aiurea, făceam serii pentru fiecare joc, adică live-ul numărul 10 pentru Eurotrack, live-ul numărul 10 pentru CSGO, știi? Și mă încurcam, le pierdeam numărul și am zis, frate, fac live 1, 2, 3, 4, 5, tot așa, știi, nu contează ce joc. Dar noi nu eram 5? 5 trebuie să zic. Revin imediat. Nu, ai cu 80. Nu știu, să fac și eu live, nu știu, parcă. Și așa, e drept, e zis tu, la început nimeni. A, păi... E ceva normal, până la urmă, urme. Băi, da, da, gen, te simți așa ciudat, știi? Bă, nu se uită nimeni la mine, știi, așa? Da. Ce dracu mă mai apuc de YouTube? Da, da. Nu se uită nimeni. Da. Juc ca prost aici, singur. Plus că obiezul îți mănâncă și vreau 15 FPS-uri. Îți merg jocurile și mai prost. Acum asta e așa să zic. Chiar, Pepsi, tu ce ai face în Windows 8.1 e oficial. Adică e cumpărat. L-am prins pe G2 cu 70 de lei, parcă. Și mă uit... Da, și mă uit cu licență pe site-uri. 4, 5, 6 milioane. Doamne, mă, ferește. Aolo. Ce ai făcut, Bobiță? Battle Royale îl prindeai. Aveam pe laptop 7 profesori. Aaa, G2, Battle Royale e 26 și dacă mai pui shield-ul 3 euro, 29. Cât și eu l-am găsit la 20, l-am cumpărat. L-ai luat cu 20 de pe G2? Așa am pățit și la Rust. Ah, nice. La Rust am pățit, am plătit 50 de lei. Salut, Raul, nice. Da, mai prins, mai sunt de ăștia care vând jocuri ieftine.
Da, na, trebuie să pui și shield-ul ăla. Eu am pățit cu shield-ul la Battlefield Hardline. Mi-am făcut pre-order cu vreo 3 luni înainte la jocul ăla. Îmi vine CDK-ul, dau să pun CDK-ul, zice că e folosit. Și n-aveam shield-ul cumpărat. Și n-am avut ce să fac. Mi-am luat o țeapă de vreo 30 de dolari. Da, eu n-aveam shield-ul și n-aveam ce să fac, știi? Eu nu puteam, nu puteam să demonstrez că n-am activat eu codul ăla. Am vorbit cu aia de la EA Games, aia de la EA Games n-au putut să-mi zică cine a folosit codul, aia de la GDM cereau print screen de la Origi, de la EA Games, ca să vadă că a activat altcineva jocul și n-am fost eu ăla. Și tot așa, știi? Battlegrounds o să jucăm mai târziu, băieți. Am văzut că e și NPS-ul ăla, nu? Da. Da, nu eu mi-am luat țeapă cu NPS... Nu mai știu cum se cheamă. Ce mi-ar place ar fi Forza Horizon 3, dar... Ăla vreau să-mi cumpăr. Dar nu am Windows 10. Da, dar e doar pe Windows 10. Da, e doar pe Windows 10. Da? Da, Xbox da sau și Windows 10. Din câte am înțeles pe Xbox. Asta e o prostie, că doar jocul ăla merge și pe Windows 8.1, dar e făcut așa fel încât ca să oblige lumea să-și pună Windows 10. Pepsi, bagă voi pe mai gât. Ce? Mai aveți? De, adică drumul, parcurs. 289. Ca să știu să încep și eu live, nu știu. Ideea e că ăștia de la Xbox au parteneriat cu Microsoft și în cauza asta... Da. Te forțează pe Windows 10 și DirectX 12 care are. Nu faci pan aici. Mă, mi-aș lua, uite, dacă prind un Windows 10 să mi-l cumpăr tot așa, maxim 1 milion. Să știu că nu mai am probleme, n-aș vrea să mi-l iau și să-l activez, știi? Că face figuri. Nu se compară. Adică ca și cam, știu că am update-urile la zi și skinny, da. Mersi. Aveți vreo idee dacă Forza Horizon merge și pe Xbox 360? Bănuiesc că... Nu, Xbox One. Xbox One, eu zic. Și Halo, nu mai știu, apare un joc acum, Halo Wars. E de strategie. Ăla tot pe Windows 10. Și am cod la ăla, e 60 de euro joc. Auzi, no, hai că zi, mă pun pe mult și fac și eu. Bine, man. Pune-ți push to talk și când vrei să vorbi, să-mi zici ceva, apeși pe buton, pe Discord. Leu, mama, am dat în cartof. Nu, mă pun un pic pe mut, știi, până pun. Ah, bine, bine, bine. Sorry, cartof, okay. Prăjit. Stai, nici că ești pe mine, mă, puteți spate un pic. Hai că mergem ce 60. Ce zici? Zic și pe mine, mă, pun al doilea, al treilea. Ah. Skinny Europa 3, mergem spre Veneția. Cine vrea să se alăture în Veneția, Europa 3. Salutare. La Veneția o să facem o pauză de 10 minute. Mă duc și eu să mănânc, mai intră băieții. Ideea oricum e să fie toată lumea la Veneția, că oricum n-o să noi o luăm kit de pe server. Da. Alexandruț Mario, mersi frumos de subscribe, facem dreapta aici. Sunteți toți? Sunteți toți, nu? Da, da. Dar ciudat că eram 5. Da, da, a zis un băiat că revine, s-a dus, nu știu. Am un prieten care vrea să se apuce de live-uri cu Eurotrack. Dar îi merge Eurotrack unde zice piesuri maxim. Până când mai fac și eu. OBS îi merge cu minus 1. Exact. Nu, o să trebuie ceva, undeva la 1.5 maxim, da. Și unde, de fapt, nu mai mult decât RAM-ul, că RAM-ul contează cel mai mult plasmă, încă cel mai mult. Eu am 1.5-2.400 ceva, nu știu exact, 2.200 parcă, cu 4 GB de RAM și acum am 21 de FPS pe low. Ia, dar îți mănâncă cel mai mult RAM. Petcu, lasă-mă, nu-i băga în seamă, nu vezi că nici eu nu-i bag în seamă, deci... Îi lasă în jur acolo să facă ce vor ei, ce să trăiască în junglă. Ce încă?
chiar am decis să nu mă mai complic, adică nu le mai dă bani la ăștia, doar dacă vine și e discreiera de la. N-are rost. Atâta timp cât stă pe live la mine, eu sunt mulțumit. Poate să înjurecă până-i pică gura. Bine, dar oricum, delete mesaj și time-ul 900 de secunde. Măcar stă și se uită, știi? E și tântălău, vine în jură, tu îi dai time-out și el tot stă pe live la tine, așteaptă să treacă 10 minute ca să te mai înjure odată. Eu cred că mă duc la garaj la Venezia, că văd că am 71% de meci, că mi-a tăiat cartoful față. Na, când mi se mai oprește motorul, mă duc. Acum văd că a reușit și a pornit. Da, cred că suntem pe Goingist acum sau... Nu, Europa. Ia-uzi. Suntem ok. Oh, nu-i aici. Hai că merg 60, nu veniți. Salut Corleone, noroc și ție. Am văzut pe King Tracker, salut King, ți-ai schimbat poza, mă, și înainte te vedeam direct după poza aia. Ce mâncare am, nici nu știu ce mănânc când mă duc. Ia uși, paste am. Oh, de-abia aștept să devorez o farfurie. Am o fomiță. Paste e făcut tot. O întrebare, ai un copil? Nu. Încă nu. Alexandra, n-ai cum să-i dai și tu time-ul ăsta? Ce este unul aici, lasă că pun eu night-butul ăla să dea time-out vreo 5.000 de secunde la ăștia care înjură. Uite, AD Racing a primit, dar nu ai dat bine, i-ai dat lui AD Racing. Da, mă, pe mine mă enervează night-butul câteodată, tu vrei să-ți scrii ceva și îl ți-o ia ca în jurătură. Valeu, bă, plec. Stai, oprește-te, că ei s-au răsut citat. Hai, cred. Bă, deci, plec a dat în parapet și s-a oprit pe toată. Domnul Andrei, salutare! Am dat F7, băieți, că nu, nu-i treabă. Ok. Sunt în colociți deci, acolo, dacă-i vedeți. Black a dat, a dat într-un vârf de parapet. Mă uitam pe telefon, pe chat. Da, mi-a sărit remorca. Aole. Direct sud am luat-o. Hai că am revenit. Vă aștept la Venezia. Pedra cât mai avem, mă? Îi dăm un pic mai blană? Hai. Hai. Nu știu ce face al treilea. Am rămas numai noi doi momentan. Ați venit în Verona? Ne întâlnim la Veneția atunci. Da, Veneția. La... Verona, mă. Stai că am zis că trecem prin Verona, stai să opresc un pic să văd unde suntem. Cred că am trecut de Verona. Mă duc la toaletă, după aia am zis să mănânc, deci nu, uite. Ești și tu pe autostradă, ești pe autostradă pe Verona, da? Nu mai intrăm în Verona. Păi, la barieră. Ți-e greu. Două secunde. Păi așa au fost toți, i-am luat de pe drum. Hai, dai blană. Stai că mi-mi punem și pe sucă. Bună, da, Emiliano! Lemon joacă, salut Pepsi, m-am abonat. Salut, salut, ok, Lemon. Mersi. Dacă sunt plictisit, nu, nu sunt plictisit, de ce să fiu plictisit? Mi-e foame. Mi-e foame. Mi-e foame, vreau mâncare. Ceva de gen. Aia costă 10. Poți să pui în canalul de Discord al tău, Pepsi? Da, dar să intre să-și pună push to talk, ok? Poftim? Cine intră să-și pună push to talk sau dacă da. Se aud chestii pe acolo dă cu mor mașina sau... De astea. Dar da, pune canalul meu. Canal Discord. Graffiti Ro, salut! Lemon, salutare! Respect în chat pentru două persoane vizionează-vă, vezi că nu vorbesc totuși cu... Nu vorbești singur. Monitorul. Da. Stai așa. Mai mă aud încet? Te auzi. Nu, e ok.
voi pe live. De-aia ziceam, dacă ți-ai pune push to talk, dacă așa am pun și eu, știi? Și ca să nu se audă când vorbesc eu cu ai mei și când vorbesc și tu cu ai tăi. Ah, nu, las. Aha, ok. Pepsi, spune-mi Amy. Ok, Amy. Nu știu dacă ești Amy. La cât ai tu? 110. Deci, voi mergeți către Veneția? Da. Ești pe autostradă. Că la mine ajungi la 150 de kb. Nu, hai că 120. Bun. Stai că aici trebuie când trebuie să apară și el. Da? Hai, n-ai ieșit pe autostradă? Ba da, e în față. Hai, bagă blană, dă-i, accelerează că trecem pe lângă tine. Cine? Tu, tu. Stai așa, mai. Pe noi trecem cu 120. Bă, eu eram. A, tu erai. Și ce unde e celălalt? Maneu, ți-am zis, ai avut 3 minute să ieși la autostradă, nu știu ce e frecamenta acolo. Ce, ați plecat? Păi am trecut. Eu zic să-i dăm blană până la Veneția, că ducem tine. No, hai. Dacă mai ieși unul în spatele nostru. Bun, hai mă să începem. Eu nu între mine și tine. Voi ce n-am zis că veniți la service de aia, știi? Și da, dar ți-am anunțat cu 3 minute înainte să ieși la autostradă, nu sunt mai mult de 1 minut. Da, deci, numai să nu se izbească. Veneția, nu? Da, da. No, bun, mă aștepta și la service. Mă, Pepsi, mergi la Kaufland? Nu știu ce este Kaufland pe multiplayer. Da, și voi un subscribe la Pepsi, bă. Da. Aduc eu 1000 de abonați. Acum, nu? Deci că avem barieră în față de omul ușor. Ok. Ce știți voi? Transformice, da, e jocul meu preferat ăla, n-am... Nu știu dacă iau bine. Nu o să joc niciodată, frate. Avem de aia cu care putem să trecem? N-ai. Ba da, pe Europa nu ide. Nu? Pepsi? No. Are ceva dacă dau din ăla la remorcă? Ce să dai? Să dau F12. F6? Să refuz ăsta, remorca. Dar păi dă-i șațan. F6. Și-mi iau acolo, în Veneția, dacă... Aha. Hai cu blană! M-a blocat blană, cineva. Ad Racing, din greșeală te-au blocat. A fost o eroare. Deci, a, la Klagenfurt. Nu știu dacă trecem pe acolo, vedem. Auleu, ce am făcut, icule? Nu știu, m-a furat așa deodată. Dacă e ceva, scrie pe chat. Mă duc să livrez asta și ne vedem la service. Pepsi, câți ani am? Măi, frate, de unde să știu câți ani ai? Și mie îmi patinează buricul, ești prost. Și că îmi patinează buricul, îmi patinează stomacul, da. Dacă nu stai la roșu, poți să iei bani dacă te vede vreun admin? Habar nu. Nu, ei. Nu, că poți să scoți ale. Cade din bani, gen, parcă. Două secunde. Pe Europa 1 trebuie să fii, să conduci ca lumea, dar aici am și pe 3. Am trecut pe roșu, știu. 27. Nu, cred că ți-a din bani, nu. N-are avea de ce vorbim.
Hai mă, iau așa strâmbă, da, hai. Ia să vedem. Încă un pic și fac level 23. Ok, băiți, eu îmi dau teleport la... Sau stai așa. Mă duc da. Să-mi iau o cursă. Să văd da, o cursă. Și să văd unde mergem. Da, opta, da. Poate facem în ce se mai trebuie. Going east. Aveți tu zi la France? Nu. Ok, deci nu mergem acolo. Mergem în Germania? În Dresden? 1000 de kilometri? Hai mă, m-a așteptat și pe mine că eu acum vin. Da, man, dar luăm pauză de 10 minute oricum. Oh, bun, hai că și mie. Hai că mi s-a blocat jocul. Dacă trecem prin Franța, pe la Reims și după aia la Calais, e ok? Cum vreți voi. Da, dar să aibă toți. Eu acum nu am acolo, gen... Bă, nu, și facem o cursă de 1700 de kilometri până în Norvegia. Băieți, da, social fix la intrare, la Kristiansand. Dar nu cred că am așa departe. Da, luați alta dacă nu. Trebuie să trecem toată Germania. Noi, mă, ce prost, mi-am pus check. O luăm pe asta? Stai puțin. Ia-o pe aia, dar ai Scandinavia sus acolo. Aici am, trebuie să vezi, ah. Da, da. Și nu aveți cum să intrați, nu? Eu am, dar nu știu dacă au băieți. Dar nu mai bine mănânci tu și luăm după aia ca să nu oricum de kick de pe server. Să iau eu? Păi nu, dacă, n-ai, ce... dacă ești inactiv, e kick. Da, și dar mi-au cursul de acum, măcar să lăs harta, să vadă lumea unde mergem, știi? Sau dacă nu ai, ai în Germania la Dresden și ai... Îl am pe maxim la căști. Nu salut Alex Gamer, salut, salut. 5 persoane pe live, nice. Respect. Ah, right. Parcă l-aud pe colo. Da, băi, aia și am vrut să imit pe colo, exact. Crezi că știi? Respect. Cine e Lu 13? E un băiat aici, Lu 13, mă. Îmi face stalking. Ride by Mazoku. Du-te, bă. F3. Lu, ești de pe live? Nu, ai că am zis că mă duc la service. Da, băiți, la service. Nu, eu sunt Veneția, la servici. La cursa aia? Poftim? Ai luat cursa aia? La Dresden. Da. Băi, eu am un problem, dacă dau decline la cursă, mi se blochează jocul. Serios? Oricum luăm pauză 10 minute, hai că fac traseu pe european. Ești la Veneția, la servici, Pepsi? Da. Hai că acum am ieșit eu, acum mi-am luat remarc. Nu, hai că am făcut pe european, traseu merge numai pe european. Lasă-l deschis să-l facem. 1300, da. No, mă duc să mănânc, revin în 10 minute. Hai că și eu cred că mă duc să mănânc, că ți-am zis. Ok, bărbă. Bă, Pepsi zice că e în Veneția, dar nu e. Până unde avem cursa? Vezi că a lăsat-o pe live, se vede. Stai că și eu acum mă uit să văd. Pe pleci. După deci pe ce se ok. 6 persoane, hai bă să facem și noi cât mai multe, cât mai mulți abonați. La Dresden eu n-am niciun an, numai până în Zurich. Așa am luat alta, dar am făcut traseu. Dar unde e Pepsi? Că eu nu văd ce nu. Da, mi se blochează jocul dacă îi dau decline la curs. Joci San, ce e San?
GTA San Andreas. No, nu joc, nu. Da, mă gândeam că e GTA San Andreas, dar nu știam sigur. Normal, la Samp. Da, păi... Da, da, unii mai zic și San, așa că... Ne întâlnim toți la service ca să știu să parchez asta, remorca. Eu acum am ia remorca. No, hai la service, parchează lângă mine, îți cu un Volvo. Mă, dar stai mă să dau așa. Da, hai că dau sonorul. Man, nume la, nu la canal meu capici. Bine, ok. Iară, am băgat-o. Acum am pus și o să fac traseul. Aha, eu sunt la service dacă ai venit aici la Veneția. Așa să fac și eu niște setări. Așa, așa. Bun, perfect. Bun. No. Bă, mă duc și eu să mănânc și revin, bine? Poftă bună. Ok. Mersi, fain. Hai, berga. Ok. Unde sunteți? La service.
Băiți, eu am revenit. O să intru iar. Că singurul mi-a luat time-ul. Nu? Ba da, sunt offline, uite. Acum ai știut că ai fost aici. Cine este Nightboot? Este un boot, frate. Ștefan. Ok, băiți, în Veneția, da? Cine mai e pe aici? Salut Ianis, salut Ciprian, salut Alexandru, Cosmin, da, și de acolo lipsesc căștile, mai lipsesc niște chestii, carcasa. Ai venit, Pepsi? Nu, vorbesc tu singur. Tu nu ești în Veneția. Okay. Eu? Pe mine m-a dat afară, ai. Acum nu, Ștefan sau cine vrești. La unde? Să nu fii în Verona. Eu nu știu că nici eu nu l-am văzut când a zis că e aici. Păi stai așa, mă. Ok. Gen, cred că m-a dat afară. Că... Păi, Andrei. Cum eram pe caștii. Băi, eu nu vă văd pe voi, sunt bar. Auzi, Ștefan, ești fix în mine. Eu sunt Venezia, așa scrie aici. Păi nu-i bun acolo. Păi ești în mine, nu mă vezi? Ah, lol, bă. Trebuia să-i zici ceva că nu-i bine acolo. Păi nu, că eu cred că eu m-am parcat prima aici și păi cum... da, nu erai când am venit eu. Da, în Veneția, băi, ce suntem. Lasă, stai așa și ieșim. Mi-e blocat asta, Discord-ul, gen aplicația. Adică? Și eu acum de pe browser. Adică gen e blocată. Nu, no. Nu știu. Plecăm? Nu, stai. Bobby e cu noi? Battleground o să mă joc mai târziu. Bobby, ia-ți o remorcă, nu ai ce să cauți cu noi dacă nu ai remorcă, te rog. Gata, hai că-mi revin și... Da, cu noi.
După ce clar, auzi, Pepsi, noi o luăm în față sau în stânga? Mergem, da. Ca să nu mai stau în el, să știu, și apoi mă depășești dacă aici. Dar băgătești tu undeva, uite, în fața. Parchează și tu acolo, da. Păi da, mai stăm, gen aici? Mai stăm un pic, uite, s-a dus de BSI remorcă. Deci mai am timp și eu să vin? Da, unde da. Ești? Dar trebuie să reinstalez Discord-ul și... Dar stai de pe browser. Păi da mă, dar mi se blochează din când dau cu ștalc. Hai, încearcă acolo, poate reușești. Ne ajung dacă îi dai blană, noi mergem cu 90, mergem încet. Ce faci, boss? Bine, frate, ce faci? Mă dau principiul și vei motorul electric. Să-mi închid în Discord-ul din PC. Adică... Adică să-l închid, să dau X că e blocat. Cât îl al delete, cauți la procesări Discord. Marele mafiot, te-am tras, mă, mafiotule, dar de ce tot ești da de aici? Da, și eu, a ieșit acum. Mafiotule, dacă mai ieși odată, nu te mai trag, ticule. Dar eu stau să te trag pe tine de 100 de ori. Uite-te la Ștefan cum dă cu spate. Mamă, pe știu, mă, de-aia, zici că-s parașută să mă picioarele. Hai, mă, că tot îmi iese parcarea. Chiar lângă brick, nice. Wow, 28 de comenturi la concurs. Cu cine filmezi? Eu cu Pepsi, adică eu nu filmez, practic, fac live, dar... Cu un YouTuber de 5.000 de abonați, sper să ajungă la 5.000. Vezi că e canalul lui în descriere, du-te și abonează-te. Șase like-uri, nice. Mama, că și-o și luat remorcă. Și-o și luat o remorcă, Bobby. Mamă, unii care participă la concursul ăla nici nu citesc regulile alea, frate. Nu înțeleg. Deci dacă din 6 ajungem toți 6 la destinație, e bine. Lore, te-am salutat. Vlad Muntean, mersi frumos de subscribe, băieții. Cine mai trebuie să vină aici? Bunicul Florentin, salutare, respect. Pe respect cine? Pentru mine, Vlad Muntean. Uite-te. Ok, aici. Nice. Mersi, bă, că te-ai abonat la el. Ai zis că eu am 100.000 de abonați. Hai, bă, abonați-vă și vedeți să fac și eu 70. Tini, dă-te și tu după mașalierul ăla. Ok, da, scoate de pe mașalier. Cine e pe mașalier? Bobby, scoate de pe mașalier, că ne rup creierii. Bravo. Mamă, stai așa să te pun și eu. Cine mai trebuie să vină? Mergem? 2 secunde. Gata, puteți să-i dați bice. No, cine mai are de venit? Stai că mai arată o dată traseul. Mergem prin Verona, Innsbruck, München, Erfurt, Leipzig și Dresden. Pe lângă ele, nu trecem prin oraș. Cine vrea să vină, trebuie să vină pe traseu. Haide. Poți să vin eu al doilea brick, Pepsi. Mergeți în ordine. Hai, vin eu. Ia da kick-ul unul după ne-a gătat. L-am văzut. Cui? Lui Lore, sau cine era ăla? Nu, Lore e... nu știu. Op, eu zic să... nu te oprești un pic să-l așteptești pe ăla? Ah, mai că aștept. Opresc aici. Păi, când opriți mereu, băgați-vă pe avarii, ca să știm, măcar să nu... Ok.
Ia, dă-i mai în față. Lasă, Lore, nu mai fi supărată. Dați-vă pe Facebook și vorbiți pe Facebook. Lasă că rămân eu la semafor aici, chiar dacă vine cineva. Pepsi. Da. Cum intru repede ca să nu mă deconectez din joc? Vreau să intru înapoi pe online. Ești din multiplayer și intri nou. Și te pune tot acolo. Adică închizi jocul și intri iar, cum să zici. Orientă fără să mai Pepsi, dar chiar nu... Nu mergi. Nu vezi comentul. Este parcare în dreapta, adică... Salut, bunicule! Ștefane, n-am fost atent, eram atent aici cu băieții. Pam, pam. Mr. Mark, hello. Mark, if you want to join us, please come to Innsbruck on the European Road. Here, somewhere here, please. Percy. Da. Înaintați un pic că poate ăsta, poate mă trezesc peste unul cu tirul. Nu, 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 că noi am plecat de acolo, stai liniștit. Noi, tu trebuie să vii pe traseu. Cum mai ieși, ieși de acolo, faci dreapta și imediat stânga, lasă-mă. A, să ne băgăm în parcare. Nu mai intrăm acolo, că până... Dacă mai intrăm acolo, mai pierdem 10 minute. Dacă mai intrăm acolo, mai pierdem 10 minute. Până intrăm, până ne aliniem iar. Suntem pe avarii, s-au stricat tirurile. Mr. Blues, dacă vrei să vii, vină la Verona, dacă ai timp. Ne aștepți undeva pe aici. Sau la Innsbruck. Aici, pe european. Europa 3. Cine a venit? Cine trebuie să vină? Vine acum. Nu, hai să-i dăm încet. Nu, no, dai. Luis sau cum, nu știu cum. Da, uite-l în spate. Hai, ușor că e pe al treilea mă mici mai greu că am oprit motor. Gata, no, posibil. No. Ce rugăminteam, pe la vreo 300 de kilometri, când mai avem așa, prins unii la o benzinărie? Da, 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 îmi zici când. Mai am vreo 672 pe rezervă. Ok. Asta cred că o să fie ultima cursă, că e destul de mare. Bă, stai să... Vedem după. Merg cu 70. Lasă mai aici că te ia radarul. Merg cu 70, e limita de 70 aici. Uite, ne așteaptă ceva pe autostradă. Băieții ieri s-au plâns pe live că Lore dă timeout aiurea și una alta și a trebuit să-i scot moderatorul. Să n-am văzut eu bine, mă? Nu, venea spre noi ăla și era tot drumul. Păi vină, ce mai stai? Suntem la ieșire. Acum. Păi hai, bagă. Era pe contrasez. Salutare, Pro Extreme. Salut, Răzvan. Vedeți că merg cu 60. Până... Florin Crișu, mersi. Ne așteptăm la barieră, dacă... Da, după barieră. Nu trebuie să oprim la plat. Salut, Costele! Hai, cum am pus frână asta. Nermal, salut, salut, salut. Bă, 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 stai, lasă-mă să mă bag eu al doilea. Stau, mă. Cristi, salutare. Bagă-te în spatele lui Black dacă ai loc. Dai, mă, băgă-te mai așa. Vii? Te așteptăm aici, la barieră. Hai, dai, Black. Hai, dai.
Dar stai, frate, și tu în rând. Dar nu știu dacă... Bă, n-am văzut așa ceva. Stai la rând, ticule, vii ultimul și vrei să fii al doilea. Nu, uite-l, bă, stai. Lasă-mă să duc. Frate, trebuia să aștepți, dacă vii ultimul, stai ultimul în convoi, nu vii primul, nu vii al doilea. Hai că n-am lăsat în față. Că te-am arătat harta mai devreme, nu pot să o arăt de 100 de ori. Hai să-i dăm. Dar de ce vine pe stânga, frate? Și de ce stai pe banda aia dacă ești în convoi cu noi? Nu înțeleg. Trebuie să treacă toți. Aaa, păi așa zi, anunță. Ce au spus că nu e în convoi? Nu, așteaptă să treacă toți. Adică treceți voi și el o să rămână ultimul. Dar nici nu o lasă mai încet. Da, da. Păi acum vreau și eu să zic, dar de ce merge așa? Cu cine fac? Mai mulțumesc de pe live. Suntem 7? Da. Dacă mai ajungem 2, 8 suntem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dacă ajungem 3 la final, să fim fericiți. Da, o să joc Battleground mai târziu. A, ne băgăm la benzinărie, hai că și eu. Cine intră la benzinărie? Păi nu știu, hai, intrați, cine are nevoie. Cine are nevoie la benzinărie să intre? Și eu aveam nevoie, ce boss. Păi hai, bagă-te. Hai, contorc aici. Intru pe contrasens. Salut, Anonymous! Mai încolo ce înseamnă la tine? Vânească. La Battleground. Mai încolo pe la 5-6. Nu, nu mai dau ca ieri, eram băgat ca Migu. Mă, după convoi ăsta m-am pus eu să editez ce mai e de editat. Au! Da, joc cu cărnații. Mersi, Răzvan. Spane, du-te și tu în față la stradă, că este acolo. Păi ne strângem iar. Uite, vă arăt harta acum, aoleu. Ori ne așteptați înainte pe autostradă de Innsbruck, ori la ieșire pe națională. Nu te mai pe canal. Ofti, ok. Nu știu unde să... Ia, vorbește Cristian un pic să te aud, să văd cât de tare te auzi. Uite aici. Voz? Da, se aude bine, bravo. Plecăm? Plec. Stai. Bă, nu știam, o spădeam că zic ești... Break. Stai așa, mă bag mai în față. Stai că cine era al treilea? Al treilea e ultimul la benzinărie. Nu, eu sunt ultimul acum, alimentez acum. Haide să ne punem în rând. Cum era în parcă asta? Nu știu, nu cred că are nicio importanță. Hai Black, dă-i. Voi puteți să plecați, ca să fiți în mișcare. Păi dacă da, aveți ăla pus ca lumea. Lui treci tu, sau al treilea, care era al treilea? Ah, uite că vine. Cât suntem, mă? Parcă suntem mai mulți? Mai bine unul din spate. Am mai jucat cu tine, Break, acum 2 zile. Bine, bravo. Acum 2 zile? Păi ce-am făcut acum 2 zile? Că acum am vreo 3-4 zile. Bă, mamă, bă, Black Life, mamă, ce lag ai. Da, băieții, nu contează, păstrați distanța 100 de metri și nu se întâmplă nimic. Nu, dar gen merge tot așa, în reloare. Mă lași pe mine al doilea? Hai, dai. Hai, că mergem cu 90 până... Lore, nu știu. Cine mai devine? Ai bă, aia gâte pată. Mersi. Tut,
Hai băi, țin-o. Avem de băgat. Avem 1200. Serios? Da. Vrei, dacă vrei să te intri în comunitate, rotatură expres are comunitate de România. Nu vreau să intru în nicio comunitate. Mă joc eu singur el aici, cu abonații mei. Și cu un YouTuber de 70 de abonați. Da. Nu chiar 70, 68. Cresc eu pe pielea mea. Face din dreapta aici. Dreapta, bă, jeții. Double DJ, salutare. Mamă, dacă când sună DJ, DJ, Double DJ. Da, păi. Că n-ai zis-o pe live, parcă Double DJ. Da, băieții, și de acum nu mai dăm moderator. Cine vrea, e mecanic, nu moderator. Mecanic, bă, uite, mecanic. Uite, Nightboot e mecanic, are cheiță. Corleone, nu, de ce să fiu supărat? Nu sunt supărat pe nimeni, n-am de ce să fiu pe cineva. No man, I am not going to fucking München. Mark, what the fuck, I just show you the road and you are asking me if I go to München? What the fuck? Îți fac eu promovare, cârnate, mersi, costele. Victor, salutare, bine ai venit. Vezi că-ți sună telefonul dacă ne auzi. Eu? Nu. Hai cu 100. Se auzea pe livestream. Se auzea un iPad ăsta. Hai cu 100. Lore, nu știu, pe viitor. Astăzi, nu? Mame, eu am rămas în spate în Pepsi. Da, de ce? Păi nu știu, nu mai vrea. Nu mai vrea. Volt. Aruncă-l. Da, 90, hai. Și dacă are cineva mai bun ca mine, nu știu, adică camion mai bun. Costele, mersi. Costele, te duci în piață și stai cu fluturași și le dai la ăștia. Luați de aici, abonați-vă la Pepsi. Da. Putere în chat pentru Pepsi. Marc, ăsta mă enervează, frate. Străinul ăsta. Olo, cum te duci, vărule? Stai că s-a răsit și ăsta pe drum. Ce ați făcut, mă? S-a răsit și ăsta micul pe drum. Vedeți că am redus viteza. Păi e razna. 70. Putere, Pepsi. Dar de ce nu vorbești pe Discord, ci vorbești în joc? Ne. Băiatul care a intrat ultima. Bobby e aici pe Discord? Nu știu. Îmi tot pune prâne de alea bruste în față și mă bag în el când am 100 și de la. Depășește-l. Am defecțiunea motor. Bobby, lasă să te... A. Când prin viteză el pune frână și... Hai să-i dăm cu 90, mă. Aveți grijă, nu? Dacă reducem așa, hai să mergem măcar cu 100 pe 100. Doamne, din coada la oaxă. Victor, unde am zis? În Innsbruck? Trecem? Da, trecem prin Innsbruck. De acolo, dacă vrei. Da, băieți, eu merg cu 90, deci puteți să veniți cu 140 blană. Da, Cosmine, da, moderator la toți. Mecanici. Mecanici, da, fac mecanici pe toți. Da, Europa 3. Mă, am arătat harta acum 5 minute. Cine vrea să dea înapoi live-ul să se uite. Nu pot să opresc un convoi ca să vă arăt vouă harta din 5 în 5 minute. Hai să... Scoate de salut. Scoate, știu, al patrulea care ești, al cincilea, scoate luminile alea mari că mi-ai spart ochii.
Salut, Valentin. Pepsi, tu mergi cu faza lungă? Da. Dar el merge că e primul, dar cine vine din spate îți rupe ochii. Corleone a terminat facultatea de mecanică. Nice, 6 like-uri. Mark, I don't know the name of the subscribe music. Valentin, ai pierdut 2 ore din live. Asta e ultima cursă, cu o să ajungem pe la 3 ore, deci ne încadrăm la fix. Cum adică 3 ore? 3 ore de când am live. King Trackers, mersi frumos. Cam cât durează minutele noastre? De ce să-i dea timeout-ul Double DJ, că nu înțeleg. Da, Corleone, am terminat facultatea de mecanică. Pepsi, mă duc să da. Cam cât durează cursa în realitate? Câți kilometri aia? 1000. Vreo jumătate de oră, cred. Bun, hai că ne încadrăm să jucăm și un CSGO. Neutron. Speram că ai vorbit CSGO. Eu? Da. Care este? Elite, parcă da, Silver Elite. Poți să știu de ce depășești? Asta nu poți știi traseul. Bă, pe fi faza aia de al dracu și te-a... Stați un pic, mă, sau ce? Vreau să fac presetare. Oh, și ca să faci setare trebuie să ne depășești sau vrei să oprești în față? Nu, ca mersi, Bob. Nu. Mă duc cu 70 lor în spatele lui Bobby, că nu știu ce m-am așteptat de ele. Mamă, ce frână a pus mai spre el. Eu n-am văzut ca DJ să jignească pe cineva în chat. Nu. Sau să... să înjure sau să-și bată joc de cineva. What the fuck? Rareș, mersi frumos și bine ai venit. Calcă pedala, sparge podeaua, dă-i viteză. Eu am acum o sub. Deci Double DJ la mine pe live de foarte mult timp și e un băiat foarte ok. Nu l-am văzut niciodată să înjure. Să vorbească urât. Deci vine barier. Ok. Aveți de grijă aici. Costele, îmi zici mie cine te supără, dacă am motive, îi dau timeout. Nu înjuri, te rog. Aici fiecare și-a cât o barier. Da. Cred că sunt chiar la fix. Felix, salut! A trecut banul, a? Dacă mai vrei să înjuri iar, că-ți mai dau. Eu trebuie să mă pun la semn. Bă, Pepsi, stai mai încet un pic. Sau? Ați trecut tot de bariera? 70. Da, da. Salutare, da, eu nu pare că am lansat pe hit să treacă în fața mea. Da, vă rog. Costele, te rog frumos. Hai că merg cu 70, îmi spui că să-i dăm. Uite ce dați, că eu prind și 140 cu remorca. Nu, bine. Hai cu 100. Ai, ușor că aici arriba. E scurtă. Am luat pe repede, parapet. No, eu merg cu a 10, cu 100 la oră. Ce mă doare gâtul pe scaunul meu de gaming. Păi o donație, nu Pepsi, dacă nu-ți mai place. Bă, boss, din avion, faza e că eu nici nu am scaun de gaming, Andina. Așa, fan, temping la spate. Dă-i, boss, împinge-mă, hai, dă-i. Oricum avem iar bariera. Dar nu știu de ce urc așa de greu. Dați-i înainte-mi dacă puteți. Urmă-l trebuie să o luăm după tonaj. Da, oricum. Nu știu radio. Radio oficial, nu știu cum se cheamă melodia. Dar nu neapărat după tonaj. Ciufulici, radio ciufulici. Nu cred că e așa de bun. Scania, din câte am înțeles. Ce? Nu, Pepsi, Scania.
Nu știu, mie îmi place Scania, e preferatul meu joc. Băi, ce idiot! Bogza, Gabriel, binevenit, cine? Fii ăla, idiot rău de tot. Na, nu știu. Hai că îmi taie fata ca să-mi intre în față, ăsta, ca să intre la barieră. Ăla care a venit ultimul? Copilul ăla. Nu mai zic nimic, că n-ai chef să vreau că-mi fac destul păr alb în cap. Yes, și nu vrei de la vârsta asta? Da, am deja, oricum o să fiu primul streamer la 40 de ani cu păr alb în cap. Ce 40? 30 cred că. L-am pe unul în clasă, are 17 ani și are păr alb în cap, așa că... Da. Cine e aici? Uite, a mai venit un băiat, nice. Lore, să ai o zi facem bună, stânga, papa, facem stânga, da, da, da. Mamă, defecțiune la motor. Bogdan, salutare. Salut, salut, bine ai venit. Bă, nu țineți-vă acum, să vedeți, nu? Ce turcă. Pe împinge Black de la spate, ne-a cunut. NCG Factory, salut, binevenit. Cum vorbesc pe joc? Pe X. Mamă, cum a sărit acolo? Cum a sărit acolo? Merg cu 75. Ce am sărit puțin. Opa. Costele, da, am un Passat B5. Asander HD, salut. Dumi, e un Passat B5 din 2000, deci nu e un Passat 2000. Că nu, nu există Passat 2000. Dreapta, băiți, aici. Și încet. Și încet. Zi, că te-am încurcat de 5 ori. Nu, am zis gata, am terminat, bagă. Nu știu că în seara asta s-ar trebui să ajungi la 5 mai mult ca sigur. No, dar n-am făcut niciodată mai mult de 4. Ieri am făcut record, 400 și ceva de subscribers. Da, zic că dacă mai zici un pic de Battleground și la cum se caută Battleground-ul la live-uri. Băieții care sunteți în oraș, ieșiți pe națională. Nu știu cine e friend cu mine pe Steam și e în oraș. Wix, e Wix. Hai că-i arăt, oprim un pic aici. Să-mi arăți harta ca să știu cum să o iau. Am arătat-o. Pe oricum mergi după noi. Cel fără remorcă, să stea în spate. Du-te și ia-ți o remorcă repede din oraș. Da, scuze. Nu nimic. Da, am vrut să pun, da. Și eu le-am pus la ieșirea de spate, le-am pus mai repede până când era că intră mine vreun. Prostii, prostii. Am zis să-mi arăți harta, fiindcă sunt cu Skoda. Ok. Ca să știu tot drumul. Luați-vă, vă rog, o remorcă, băieții care n-aveți. Mamă, că suntem 2, 4, 6, 8, 7. Băieții, vă rog frumos să păstrați distanța, să nu ne tamponăm. Corni, ban temporan, du-te și ia-ți remorcă, nu fi nașpa. Dacă tot ai venit în convoi, respectă niște reguli, te rugăm frumos. Cine mai trebuie să vină? Dacă a luat mașină, băiatul ăla. UX e aici. Dar arată-i harta că e cu mașină. E în fața noastră. Ah, stai. Deci dăm blană sau? Stați un pic, se ia harta lui UX. Arată harta. Stai. Două secunde să faci ceva, o să tare și după. O să vede bine. RX 480 e mai bun ca 1060. Nu e mai bun ca 1060. Nu e mai bună nici... E cu 2% mai bună decât aia de 3 giga, dar aia de 6 giga îi dă ceață la aia RX 480. No, gata, poți să-i dai drumul la turei. Stai așa că a zis un băiat că se duce să ia remorcă, s-a dus sau... Hai că acum se duce. Nu, ultimul e... Nu, no, băi hai să-i dă. Lui.
A, nu, era băiatul ăla cu bani temporar. Vine acum un băiat cu atele. Da, el era. Nu, hai să-i dă. Temporar, poți să mă depășești. Treci, 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 treci. Treci, că am defecțiuni. Manele, 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 așa se aude. Treci, că am defecțiuni la motor. Bă, nu, boss, la jocuri noi, RX 480 mai bună cu 1060. N-am mai, eu m-am uitat la review-uri, m-am uitat pe net, n-am văzut ca RX-ul ăla să fie mai bun ca 1060. Nu cunosc procesorul ăla, nu știu ce să zic de el. Vrei cum ar fi să facem Converted Battlegrounds? Ce să facem? Eu mă aud în chat. Nu, băiatul. Cam n-ai cum. Pepsi. Da. Pepsi. Ce da. Procesor? Ce procesor? Mame, de A6. Așa nu cred să bagi un lanț, va fi numai cu Pedro. Andreea Deia... Nu o să zic numele, dar tocmai ți l-am Andreea zis. Andreea Esca vă prezintă știrile ProTV. Mm-hmm. E care văd după aici, care duce după ce în live joacă Battle Royale? Eu... Nu. Nu mi-l duce. Așa că nu. Nu că nu ți-l duce, zi mai bine că nu ai bani să ți-l ieși. Îl duce, tu crezi că îl duce cu un Intel Celeron? De 1.4? Nu. Oricum, până în vară îmi cumpăr calculatora, e clar. Salut, Crafter! Salutare la toți! Da? Lasă, mai începe, o să-l ducă. Aoleu! Acum, gata! De unde poți să-ți iei Eurotrack? De pe G2A, de pe Steam, de pe Kinguin, de pe... Aoleu, nu mai zic! Cu bani! Sau din Altex, mai ușor. Da, din Altex ți-l dă și pe... Zi, pe... Da, dacă îți dă cod. Nu zic, ți dă direct pe Steam, adică îți dă... Da, da. Îți dă cod și bagi în Steam, pur și simplu. A22 Gaming, salutare, ai mai salutat de vreo 3 ore, am văzut, am uitat, m-am luat cu altceva. Mersi, bine că ai avut răbdare, mai salutat de vreo 5 ore. Break, tu ți-ai schimbat asta, plăcuțele de numere? Numărul de matriculare? Unde? Mi se pare că văd zi cu banul. O, banul, nu. Eu l-am schimbat. Cum? Trebuie să intri pe World of Tracks. Cum e? Sunteți toți? Eu am numere de București. Sunt... mai trebuie să vină, nu suntem toți în convoi. Sunt un pic mai în spate, sunt în spatele mei, uite. Dar e ok, e ok distanța, e ok. Ar trebui Bobby Hit HG. Aoleu, m-am uitat la voi și m-am izbit, poc 7 damage. Să vă mai apropiați un pic. Hai zic, ar trebui să mergem cu 90 aici, nu cu 60. Lasă-mă un pic. Haide! Opriți-o că l-am lovit pe unul. Da, băieți. Cum ați reușit, bă, băieți-o? Mi s-a oprit în față. Efectiv, eu l-am văzut că mi s-a oprit în față și m-am băgat. Că n-am mai apucat să pun frână. Am văzut doar așa, cum deodată nu mai văd farele spate. Nu, îi lași. Mi-ai teleportat în față, bă, bani temporar, n-am ce să-ți fac. Te oprești un pic, Brick sau... Da. Nici nu știu când naiba să zic, Brick, Pepsi. Pepsi de acum. Efectiv, eu mă duceam și dintr-o dată l-am văzut că mi s-a teleportat în față și m-am băgat în el și l-am răsturnat pe doi. Da, e bine să păstrezi distanța lăsă de pe da, am cepinit tot și de aia. Acum așa. Acum nu se aprind pentru că G29 nu e optimizat de cei de la Logitech pentru Eurotrack. Ia, uite asta. V-ați descurcat? Sunteți bine? Îi dăm sau? Lasă că mă duc până în oraș. Ai plecat? Pepsi.
Stai, că oprești chiar, că ai zis că se duce în oraș. În ce oraș? În Innsbruck? Dar vii tu, nu sunt să te așteptăm să vii din oraș. Hai că m-am dus până în oraș să-ți l-o vii. No, păstrați distanță, frate. Serios, că-s peste 50 la frate. Frățiorii mei. Da, hai, dă-i. Da, mi s-a blocat jocul. Ce bine, ce-mi place. Nu știu cum. Ești prea tare. Nu te mai auzi pe Discord. Nu mă mai aud pe Discord? Nu ne mai aud. Pepsi. Dați-i pe joc. M-auziți? Alo? Pepsi. Oh, stai, mă, stai așa, ce dracu. Nu te mai auzi aici. Gata, e bine acum. Acum te auzi. Gata. Dacă acum intru iar în joc, că mi s-a blocat și a trebuit să... Ren Seik. Cine e? Mamă, care microfon face așa, mă? Salut, bă, mă auziți? Da. Da, intri și tu sau? Da, frate, hai că intru și eu. Am scos ceva, scuze. Mă duc să-mi iau un trac acum. Nu, no, în München pe europeană, da, pe națională. Nu, să știi că nu stăm noi să așteptăm pe cineva. Trebuie să vie el pe drumul pe care mergem noi. Da, frate, ok. De ce se aude cu eco? Din cauza că cred că vorbeam și pe una și pe alta. Cine nu e în joc nu poate să intre pe Discord pe live. Doar cine joacă cu noi intră pe live. Hai că acum intru înapoi, bă, că m-am scos, că am vrut să mă duc la reparat și mi-a dat click. Vlad, mai ești pe live? Da, Dumi. M-a deconectat de pe dracăț. Da, acum încerc să mă duc să... Acum mai suntem 6. Mă repar. A, dacă nu poți să trazi distanța, nu... Eu ce să fac? Da, mi se blochează jocul de fiecare dată când vreau să mă duc undeva. La salvare, așa am și eu o salvare. Și la fel pățesc. De-aia mi-am început salvare nouă, că numai probleme aveam și eu. Da, mă, piș pe salvare. Aveam o salvare cu toate garaje. Și am făcut pe salvarea. Da, și eu. Și am o salvare cu level 20 sau 206.000. Și pe aia joc. Și când dau să mă repar, iară îmi face figuri. Și când dau să dorm, dar nu mă mai repar. Nu mai știu cu ce notă am terminat la mate. Cred că bacul l-am luat cu... cu 9, dar... Nu vrei să știți cum se dădea bacul înainte. Ce? Nu erau camere, nu erau nimic. Îți spuneai o cască și gata, sau dădea emită mai nou. O, mă, se vorbea la liber, alegere încă, lasă. Era ok. Când m-am dus la facultate, profa de mate îmi zice că Daniel, tu trebuie să mergi la olimpiadă. Ce ai nebunul, stai relax acolo. Voi ați mai înaintat sau? Da, merg cu 70. Ce kilometru? Poftim? La ce kilometru? 794. Cât mai țin live-ul până la destinație? Pepsi, mă ajuți cu 1000 de lei? Așa puțin, ticule, dacă cereai și tu mai mult. La donațiile lui Pepsi. Da. Exact. Dacă aveam o donație de 15 euro, cred că, vai de cap, mă săream în sus de bucurie. Am avut și o donație de 3 euro maxim. Pă... Ce donat aseară? Eu n-am avut niciodată o donație. Cea mai mare a fost de 5 euro donație care am primit. M-am uitat aseară la Colo, dacă îl știți. Da, mă, domnul. Până atunci aseară 2000 de euro. Da, 2000 de euro. Da, 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 pe deschinuri am văzut și eu. Lol. Butterfly, Marble Face. Mănuș. AK-ul ăla nou, Star Trek. Da, da, frate, dacă ai calitate, gen și de toate, primești, nu? Băi, el e cunoscut și la altul. Nu e adevărat, nu-i vorba. Blow, ăsta l-a ajutat Stec la ce a donat 5.000 de euro și de-aia și cu calculatorul ăla. Păi da, Stec-ul ăla și Stec-ul da. A donat 2000 de euro. L-a salvat ăla, gen, într-un fel. Da, da, da. Mai târziu, băi, ce o să facem?
Trecem pe lângă Innsbruck, ticule. Să mă arunci pe mine când intri pe live la Battleground, ca să fiu și eu la calculator dacă. Băi, pe, pe la 5-6, cam așa. Mai am încă 1600 de kilometri până ajung la final. Mai durează un pic, mai mult. Până la 5-6 mă joc sigur, dau la solo. Oricum de seară vreau să fac și eu vreo 4 meciuri solo și după o să mai joc cu băieți. Câți kilometri mai avem? Să mai intră și băiatul 750. Da, eu mai am 1580. Deci cât? Am de mers. 1500. Aolea. Dar unde dracu te-a teleportat? Dar nu știu că am rămas blocat și mi s-a blocat și am intrat iară și am rămas în urmă rău de tot. Wow. Poate n-are livrarea acolo și... și m-am și răsturnat, îmi bag piciorul în el joc. Și eu deci mai am 1230. Nu. M-am răsturnat, e clar. Graba străcătrea. Ce zice Costel, eu locul ăla, noi donam 1000 de euro acolo. Mai eu nu știu, joacă numai CSGO. Da, nu, a intrat pe un site, nu mai știu care, CSGO. Și acolo a câștigat. Da, a băgat 500 de euro, dat o link și o picat pe verde. Și a câștigat mai mult. Mă, băieții, nu știu cum să vă zic, adică nu vreau să zic nimic, dar astea cu pariurile mai nu vreau să mă bag acolo. Deci nu vreau să mă bag în discuția asta. Noi mai el are parteneriate cu site-uri de OK's Opening, de cutii, de mai mult. Da, și dau câte 20-30 de euro pe videoclip. Nu, îi bag în cont 300 de euro și de 300 de aia tu trebuie să deschizi cutiile alea. Rog pe cineva, rog pe unul din voi să băgați voi 500 de euro, să vedeți dacă luați ceva. Într-un fel îi sponsorizează site-ul acolo, știi? Da, hai să nu mai vorbim, hai gata. Că poate să uita băiatul pe la noi și zice că vorbim de rău de el sau ceva. Și că nu mai vorbi de YouTube pe live la Pepsi, nu-i place. De YouTuber poate să-l pisea. Nu, dar să nu se supere el, poate n-a, știu, poate nu intră, dar poate intră sau poate zice cineva, se duce și zice că s-a vorbit aici și... Da, că sunt retardat ăștia copii, că uite, intră și a făcut ăla hate despre tine și... Da, nu-i nou, și dacă nu-i ceva, nu despre ăla ei, sunt retardat. Nu, ăsta e hate. Bă, joacă și tu CSGO, nu joc CSGO. Și zicea lui Bandic că l-a înjurat Gabulea și Gabulea nu zicea nimic, băiat. Da, am văzut și... Bă, Pepsi, hai că intru pe live, că mie nu mai m-am și răsturnat pe acolo. Bine, îmi pare rău. Hai, salut. Nenica, salut. Salut. Tura viitoare o să faci, nu știu, să fac o salvare și o dau la tot și avem toți același camion, aceeași curs, ar fi fain așa. Da, dar tu dai seama dacă mai trebuie să stau să fac și asta. Dacă durează să pornești, durează atâta să pornești un convoi normal, apoi să mai stau să dau salvarea la cineva. Une trebuie să o copii. Da, uite, trebuie să fac cu băieții care vin de obicei, adică să voi păi da, general. Păi dați salvarea, vezi că e simplu, să ții și pune-l pe file share. Ce zice Costel? Eu mă duc să-i zic locolo, eu sunt retardat. Opa, Pepsi. Ce? Ce faci, tăticu? Mă dansez un pic. Bă, ai ok, dar am dansat eu și mi-a dat damage. Bă, mai am pe un server privat, mai am gear la Daisy. Și poate o să intru. Să pierd și gear-ul ăla într-o zi. Bă, dar chiar așa e că s-a updatat Daisy și nu mai are lag. Nu cred, dar când s-a făcut ultimul update? Da, nu știu, așa m-am zis eu de la ăștia, că ziceau toți că așa e, nu știu. Da. Face o oprire de 5 minute aici la benzinărie? Da, bineînțeles că nu. 2 minute. Face, man, face, de ce să nu face?
Ce vrei să faci pipilică? Nu, nu, vreau mai da ceva, dacă am o temă la ceva și de aia. Hai mă. Vezi? Cu școala asta, dar la tot. Cu presă dacă vrei. Păi nu, vreau să mă uit, dar la asta. Hai că nu mai durează mult și te uiți după, man. Mai stai și cum voi o să și după te uiți. Nu, tu ziceai de alea spanac de teme. Păi da, nu, totuși da. Nu, mai târziu o să jucăm. Eu plec, mă duc să mă... să-mi tun barba. Ok, ok, Costel. Pa, pa. Cu mai pe seara o să jucăm Battleground, băiții. Mai pe seara, da. Vrei să dau un pic de apă? Apă? Bă, ar fi bună. Apă? A, vânt. A, vânt, eu am zis apă. Nu mă, că dacă iar dau, dau cu viteză, rămâneți în urmă. Zi, vrei să-ți dau prin cameră apă? Da, da. Ești de 5 care am rămas, suntem toți. Mai sunt 5, da. Am fost 8. Din... 9, 8 sau... Hai așa că mai e până la final. La 4 chide și ne live. La 4? Ah, nu. Poc. Opa. Dansezi? Câți kilometri mai sunt? Nu pot să arăt harta în momentul de față, în primul rând. Trebuie să opresc convoiul. Și asta e ultima cursă. Cine n-a venit până acum? Na. Salutare, Dark Knight, salutare. Ba, chiar știți ce fac după live-ul ăsta? Mă pun să mă uit la Prison Break. Și m-am uitat și eu aseară. Și eu m-am uitat la Prison Break, super. Da, a apărut Prison Break 2 sau? Sezonul 5. E Prison Break 5. Victor, da. Suntem 5. Sunt mai multe sezoane, da. Vezi că aici e curbă deosebit, e periculoasă, gravă. La stânga. Conduceți cu viteză. Reduceți viteza. Opa, opa, opa. Scuze. Aoleu, cu frână, că... Da, cu frână. Ce am făcut aici? Sorry, bă. Ați făcut trenuleță? Dar ce la... Cum ai sărit gardul acolo? Nu știu. Am sărit gardul acolo, ai bă. Te-am văzut oprit și după... A venit în spate, a văzut prea mare. Scuze. Dar n-am... Bă, cred că intră și băiatul ăla. Prea aproape de Pepsi, nu trebuie să intre așa. Cred că intră și băiatul ăla de aseară, băi, trebuie să caute în zoe să mesaj. Da, dar nu mai durează. Ziceți și mie, băi, pe unde sunteți mai... Dați și voi F5 și ziceți-mi pe unde sunteți mai exact. Adică pe unde să ieși mai exact? Mă cer un pare. Voi că aproape de autostradă. De la Stuttgart în sus. Între Nuremberg și München este o autostradă. Și acum și ajungem la jumătate, se intersectează cu un drum național. Dar noi mergem pe național în sus. Și da, peco. Noi mergem pe național în sus. Ia, așteptați-mă și până. Câți kilometri? La Peco acolo. Hai că bun, la Peco, hai că până atunci mă și eu la te. Da, așa că mă uit pe live și încerc să-mi dau seama. Nu, mai ai cu presc aici. Dă-i la Peco. Și mai arată odată harta. Am oprit deja ca să arăt la voi. Hai bă, timp să ajungă pe acolo. Păi uite aici, la Peco ăsta dacă vreți. Aici e Mainham, aici e Nuremberg, aici vă așteptăm 5 minute la Peco ăla. Cine vrea să vină. Pornești că vreau să mă uit sau... Radu, nu știu cum mai fac cu voi, pe la 5-6. Iara? Da nu, dimineața. Hai că trebuie să trec toate serpentinele alea, că mi-am dat load la... Dar câți kilometri ai? Nu știu, că eu am până acolo, sunt pe altă... Păi intră, n-ai camera 0? Dar nu mergi să teleportezi. Dar intră pe single player, te teleportezi acolo, intră pe multiplayer, pac. Sunt în spate oricum, deci nu e mult. Oricum eu îi dau, nu stau la discuții. Am 135 pe serpentin. Gata, știu, m-am văzut.
blana, băieți, până la peco. Am făcut și eu 7 like-uri. Bravo. Ce bravo. Scania asta e prost la... la... la frâne. Nu mai oprești tepsi. Ba da, ba da, aici. Dar opresc un pic mai în față, ca să nu... La Pepsi, la Pepsi, doamna. La Pepsi? La Pepsi. Ce frâne. Mantu, ai cumpărat jocul sau e crăcuit? Te-ai cumpărat? Hai că două secunde. Hai că bine, rapid să mă uit. Ok? Ai, du-te repede. Hai. Mă duc și până la baie. Destinația finală în Dresden. Și acolo o să închei și live-ul. Mamă, dar v-ați dus? Blăniță de urs. Băi, de ce m-a proiectat ăsta peste parapet? Nu știu dacă o să joc pe harta lui Andu. Trebuie să-mi fac cont pe un forum, să o downloadez de acolo, să una alta. Marius, ce bine ai venit! Dragoș, îmi pare rău, da? Sper că nu te supăr că am venit cu pilotul. Cu ce? Nu, mă, nu stai liniștit. De ce să mă supăr? Oricum, la ce te ajută pilotul ăla? Poți să-i dai. Imediat, să-ți așa. Să-mi zici numai când pleci. Imediat. Yoga Gamer, salutare! Hai să-i dăm. Ați venit toți? Da, mă ajut. Eu am 2600 de kilometri, așa că... Hai că-i am dat cu scurți. Bobby iar în ultimul. Car damage. Bă, știți cumva cum se dezactivează retarder ăla? Da, vezi că lângă L ai două butoane. Au, cine poate să-l tragă pe Dragoș pe Discord? Dragoș, imediat să dau de un drum drept. Că dacă dau alt tab aici am făcut bubița. Neață. Neața. Ce faci? Bă, tată, mă. De ce frânează ăsta, mă? Are Twitter-ul ăla activat? Ce dracu? Da. Uite, îi dau blană și el... îi dau blană la vale și nu accelerează. Ce dracu? Păi, dar nu știu ce l-am, am retardul ăla. Sau aici e dial, mă. Și Ștefan îl are. Da, Alex, e convoi. Ce ți se pare că ăsta nu-i convoi? E convoi, ticule. O, oh, uleu. Sper că o să ajungem să facem convoi de vreo 40. Da. Da, o fi nebunie aici. Atunci nu mai intru pe Discord. Nu, mă refer în joc, lasă Discord-ul. Te voi bătați, puși total. Ai vede atunci, bă, boule, bă, tu nu vezi, frate, că vine curbă? Imaginez. Bă, dar de ce? Uite, ah, nu, e ok. Pepsi. Da. Mai încet, Maria. Da, mai încet, da. Da, eu am jucat prea mult Need for Speed. Așa îmi zic și mie, prieteni. Asta nu e. Am vrut să fac o glumă, era. Da. Europa 3, da? Poate mai prins și un pic. Da. Da. Cine-s, bă? Nu te duci, Ștefan.
Hai, ci că cine-s bă ăștia de pe fundal? Cei mai tare abonați bă, băiatule. Stai, bricul ăla, că da. Am luat înainte, băiat. 45. Eu am luat înainte, mă, doamne, dar... Mai ies și retardați în România. Oi, mă. Of, a rămas ultimul din al doilea. Nu eram atent. 472 de kilometri. Poate ajungem și noi azi. Mamă, și nu-mi place ultimul. Asta ești? Hai. Dacă e în caz, poți să-i depășesc sau? Dacă te lasă ei. Mă lăsați? Da, da. Statia dumneavoastră. Băi, ți-ai cu 90, serios, mergeți cu 90, nu mai aștept pe nimeni. Ori sunteți șoferi, ori nu mai sunteți. 460. Nici nu vă mai văd pe artiști. Blană. Eu vă văd. Eu mai văd 3. 6. Ați trecut de benzinerie, așa-i de mult. Acum am trecut. Hai, da, 120. Ok, Cristi. Prinde și al meu, hai, 130, dai plană. Vrei plană Pepsi? Nu, dar să mergem cu 100. Eu merg cu 100. Da, mouse de la SteelSeries și am și un concurs cu mouse de la SteelSeries. Ai link-ul în descriere. Opa. Nu! Mă, nu mai țipa, mă, ne spargi urechile. Dacă te pășești în curbă, n-am vrut, dar... Era prea strâmtă și am trecut pe banda cealaltă. Crește, e super bine. Te-am văzut și târziu cu vii. Nu, nu, stai liniștit. Fuck. Voi, către... Care veniți? Către airport? Nu mai știu exact care e orașul următorul. Dilu Wix, să zic. Păi ziceți-i pe X. No, cred că e și eu fort. Mai pot trei. Auzi, stați inibit. Trecem pe lângă Erfurt. Da, pe sunt în Erfurt. Adrian, nu fac promovări. Dacă mă puteți aștepta, nu, așa e. Las. Mamă, ce greu urcă pirul la pantă. Dă-i. Hai, Google. Mai pe seară o să jucăm Battleground. Cosmin, salut. Nu mai întrebați dacă vă știu. Majoritatea, da, îi țin minte. Nu pe toți, dar... Majoritatea, da. Așa mă întreb pe mine maica mea când eram mic dacă o mai țin minte de la maternitate. Da. Snoopsy, nu știu ce volan să-ți recomand. Eu ăsta e singurul volan care l-am avut vreodată, deci n-am, nu cunosc. Hai, vă las și eu, băieții, hai. Okay. Mai picat unul, gata. Hai, spor la... Picați la datorie, papa Ștefan. Salut. Ceau. Asta e să lăs mai în ce mă, că eu uite unde se și sunt de zi. Am zis mă și pe mine când treceți prin Erfurt. Dacă văd, nu prea văd harta, mani, aiurea e de căcat. O să încerc să văd taicălea pe acolo. Uite, zice Wix. Da, eu, pe tine te știu. S-a dus cu Crăciun sus să stai micul peste parapet. Aia are o curbă periculoasă. Da, acolo când a încercat să te depășească bătă. Suntem pe multiplayer.
Habar n-am, A22 Gaming, nu mai știu. Păi Narcis, poate nu ești pe multiplayer, eu știu unde joci tu. Sunt din România. Sau poate nu-i pe Europa 3. Dar nu, a zis că dacă trece pe lângă cineva nu apare numele, azi poate nu-i pe multiplayer sau ai apăsat pe F11. Poate are el setările făcute, poți să ascunzi numele. Da, dacă apeși pe F11 ascunzi numele, deci poate ai apăsat pe F11, nu știu. Unde dau multiplayer? A, deci tu nu știi când joci multiplayer, asta e problema la tine. No, ce am rămas? Tracker, caută pe Google, frate, deci cum mă joc multiplayer pe Euro Truck 2? Să nebunezi dacă nu găsești acolo. Deci găsești pe Google și cum să te speli pe dinți, să te ștergi la fund, frate, dacă nu știi, găsești acolo. Auzi, dar noi am rămas de... Da. 4, tot cu... 4 cu X. Da, s-a răsturnat și Bobby. Că nu mai ajung la voi. O să... O, și azi la Botoșani, sigur. Am văzut că e nouă. Salut, băieții. Pa, pa, man, pa, pa. Care a zis că vine în Air Force? Nu mai știu. Era unul aici care a zis că e în Air Force. Da, știu și eu, da. De acum trecem pe lângă, dacă postești la Național. Nu. La următoarea am pus. Să ieși pe Națională, cine era la Effort. Nu este pe Național, urcam în sus. Atât? Numai 4? Dar ce credeai? Și eram 4 și cu mașinuța. Salut, Evanel. Eu 3 și cu mașinuța. 4 cu tot cu mașinuța. Mașinuța nu prea se pune. Ea doar ne dirigează. Dar mă sperie așa când vine cu viteză pe lângă mine. Eu îmi dau seama că vine cu farurile, că le are pe alea lungi. Îmi luminează tot bordul. Mario, nu pot să opresc harta, nu mai avem decât vreo 200 de kilometri până la destinație și acolo o să terminăm convoiul. Da, demențial, te-am văzut când vezi, stai liniște. A văzut că ai scris, a văzut, ai văzut, a văzut. Nu, că am telefonul, e... tastatura e stativ, mai nu. De unde am volanul? De la Flanco. Băi, vedeți că eu sunt pe liber, o lăsă curgă. Cam se oprește mai mult decât să curgă, dar poate vine și o vale. Tibi Pop, salutare! Da, plouă la tine în jos, mergi cu ștergătoare. Da, la mine plouă. Da, plouă. Asta-i mea să luă jocul ăsta, că nu e aceeași vreme pentru toți. Bine, da. Eu am oprit aia, dar nu nici nu prea vedeam pe telefon. Salut, Andrei! Diseară o să fac Yemi. Salut, Flavius! Ce-i acolo?
Oh, pentru mine? Da, și mie, de ce mi-ai adus, frate? Să știi că... Oh, frate... Țeapă. Da, și mi-l lași mie pe asta. Da, da, go, go! Andrei, diseară pe la 5. Bigiblow, păi el se duce și blochează drumul, adică ne arată pe unde ar trebui să mergem. Oh. Păi Ștefan nu l-ajută mai devreme. Da. Cronex, salut. Câți abonați aș vrea să am? 10 milioane. Adică nu cred că există întrebarea asta, cine n-ar vrea să aibă 40 de milioane, 500 de milioane, habar n-am. Momentan să facem noi 5.000. Să-ți arăt tirul. Ok. Așa că dacă vă izbesc ceva, tu ești de bine să știu. Asta e camion. Ai, mă, ce da. Mersi, Cosmine. Mersi de like. Ci că Wix s-a făcut level 36 doar așa plimbându-se. Când se sparge țeava de abonați? Diseară la Battleground. Dar având în vedere, uite, m-am jucat Euro Truck și am 150 de like-uri. Super tare. Mersi frumos. Dar jucăm pe Europa 3, nu sunt foarte mulți jucători aici. Gorila, cu plăcere. Mă, chiar mi-a trimis frate mi niște poze cu un Volvo, cu camionul lui. O să le postez pe Facebook. King Luxor, salutare, mersi frumos. Fă drifturi, da, da, da. Dacă fac drifturi ajungem direct la... la service. Cred că facem tot street după tine. Da. Ne mergem în Dresden? Sau cum se cheamă acolo sus? Dresden. Da, în Dresden mergem. Da, sunt din Moldova, din Botoșani mai exact. Mario, mersi, mersi frumos. Bigiblow, dacă în Euro Truck văd că nu revine la... Adică trebuie să văd într-o curbă foarte strâmtă. Da, pe... Salutare, Alex, vrem, mersi. Pepsi, cum ai făcut Facebook-ul? Adică cum l-am făcut. Ei, salutare. Da, se fac bani online, adică e același lucru dacă ești ca și single, doar că joci multiplayer. Nu prea joc CSGO, se roagă Decibel de mine de o săptămână să mai fac un meci de Counter și nu am făcut. Da, Ion, trecem. Cât mai avem?
Încă 85 de kilometri. Băieți, intrați pe Facebook, am un concurs acolo cu giveaway. Aveți toate acolo, toate detaliile. Oh, a venit pisica. Raul, tocmai a postat Ace linkul de Facebook. Intră acolo. Ia uite-l. Pardon, miriști. Salutare. Da, Alex, Dănuț, știu, 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 dar tot uit și citesc direct numele. Dar de ce nu intre pe telefon tău? Trești periculos. Battleground, știu cam în seara asta. Nu ne încurcă deloc cu mașina. Mersi, Andrei. Eu, nu te duci. L-ai spart? Cum ai reușit, man? Oleu. Te-ai supărat că n-am câștigat eu la Battleground și ai trântit telefonul, a? Cosmin, salut. Wix, adică. Nu, cu așa să plimb el. Așa mă plimb eu. Dar nu m-am tras când erai tu, mai devreme, nu erai. Sunt din Botoșani, salutare băieți. Ioan, sunt pe multiplayer Europa 3, dar o să terminăm aici convoiul. Au trecut 3 ore și 12, cam cât mi-am propus, a durat, perfect. Te-l pe hard, te-a ajuns deja aici. Eu încă n-am sfat niciun telefon, Dănuț, din fericire. Chiar nu am avut incidente cu de-asta. Wow, ce parcare mă pune să fac asta, e nebunit? O să trec prin asta? Da. Nice. Corleone, nu mai zic nimic. DJ, DJ, ok, pa, pa. Aoleu, ce paletă îs! Yeah, am ajuns, am făcut parte din convoi.
Nu mai văd nimic din cauza ta, te da, e că o mută. Am încercat să conduc Skoda, dar mi-a zis că ia 20 de secunde să frâneze. Nu știu cum să te spui că bună cu ăsta, dar eu mor aici. Pune frânele mai tare. Crede-mă, le-am la maxim. De la 120 la 20 secunde lejer. Eu n-aș fără remorca asta, o idee mică-s. Ai. Da, tot cu ETS-ul. A, de ce n-aș fără remorca, ticule? Nu înțeleg. Și n-ai ales aia simplă. E bău. De ce de căcat parchez cu asta? Volanul am, nu știu, de o lună? Două? Raul, live-ul se termină aici, după ce parchez eu asta. Mamă, ce de căcat e. Dar nu vă mai uitați, Raul. Stai, e de căcat, bă, aia l-alt am păcat un scură. Mai vă uitați. Da, întorceți-vă cu spatele. Și vin mai mulți, auti. Culo, ciure, facem un volan. Acolo trebuie să o parchez. Ei, da, mă, aici trebuie să o parchez. Eu am zis că mai m-a pus mâine să mă dau la o parte, am crezut că are lângă remorca aia de lângă mine. Aoleu. Așpa. Oh, level, am făcut level. Ce să băgăm aici? Eco driving, fragil cargo, hai fragil. Da, băieții, v-am lăsat. Mersi frumos de convoi. Ne auzim mai târziu. Mm-hmm. Mă ții și pe mine la curent cu Battle Royale. Ok, dar intră tu mai ok pe la 5:30, 5. O să uit, sigur. Da, oricum apare când intri pe joc. Da, da, da. Bine. Pa, pa, am ieșit de pe Discord. Ceau, băieții. Pa, pa, pa. Da, băieții, ne auzim mai târziu. Vă doresc o zi bună în continuare. Și toate cele bune. Pa, pa. Ceau, ceau.